libertatea? Punem întrebarea, fratele Andrei răspunde. Dar ca să spargem gheața, primul care are curaj, la final primește o ciocolată. Așadar, primul care spune prima întrebare, că de regulă cel care sparge gheața e mai greu, Timi, afișează, te rog, numărul meu, cel care sparge gheața are o ciocolată. Așadar, începem direct cu întrebările, pentru că vrem să vă fim de folos, vrem ca fratele Andrei să dea răspunsuri care să ajute și rog pe băieți să găsească cifrele și să pună pe ecran numărul meu, că atunci merg lucrurile mai repede. Bun, frate Andrei, poate ziceți o introducere așa, două, trei cuvinte de prezentare pentru cei care nu vă știu încă și apoi când vine prima întrebare, vine și ciocolata. Aveți deja o întrebare, poate, sau nu, e batistuță, sorry. Deja vrea ciocolată careva. Da. Trebuie să mă scuzați, nițel că am răgușit. Nu din cauza că am țipat la nevastă, doar am reușit că am răcinițele, I guess. Eu sunt Andrei Popescu, sunt din Portland, din Oregon. Soția mea este aici undeva, acolo. Și am doi băieți, unul aici și unul acolo. Și mai am doi băieți mari și căsătoriți acasă. Într-o zi eram la biserică, nu mai știu dacă am spus asta aici sau în altă parte. Am vorbit atâta cu atâta lume zilele astea, că nu mai știu ce am spus și când am spus și unde am spus. Eram la o biserică baptistă în București, un prieten de-al lui tata a venit și m-a luat de braț. Probabil că tata l-a trimis să mă pună la pungnițel. Și a zis, dragul meu Andrei, eu sunt bun prieten cu tatăl tău, eu sunt la vârsta la care dau sfaturi, și tu ești la vârsta la care nu le primești. Și cam așa a fost atunci. Acum cumva am ajuns eu la vârsta la care dau sfaturi. Și așa mă furnică pe spate când mă gândesc că mulți dintre voi sunteți la vârsta la care nu le primiți. Dar eu am să încerc să vă dau cât un sfat, eu știu, poate nu pot să vă dau un sfat. Nu pot să răspund la fiecare întrebare, la ce întrebare nu pot să răspund, îmi să rog sala să găsească un răspuns. Eu sunt unul, voi sunteți aici 100 și ceva de inși, trebuie între 100 și ceva de credincioși să găsim un răspuns sau o idee la întrebările pe care le aveți. Ok, deja avem 4 întrebări. Cel sau cea care primește ciocolata are număr care se termină cu 5-7 la final, așa că la final o ciocolată românească sau de origine germană va fi primită de respectivul sau respectiva persoană. Prima întrebare. La ce vârstă... Procent la asta? Ce anume? Eu pot să iau procentaj la ciocolată? Păi negociem. Oare considerați mai bine să stăm jos pe un scaun? Cum e mai comod pentru dumneavoastră? Nu, e bine așa. Da? Ok. Da. La ce vârstă este cel mai bine să te botezi? Botezul este o intrare în armată. Eu, după ce m-am botezat, atunci am avut cele mai mari căderi din viață. Până atunci, parcă și diavolul m-a lăsat în pace, pentru că nici eu nu-i făceam necazuri. Aveam așa un fel de armistițiu. El mă îngloda în noroi încetul cu încetul, iar eu nu dădeam din mâini și nu țipam. Și ne înțelegeam foarte bine. Într-o zi m-am întors la Dumnezeu și m-am decis să mă botez. Dacă mă întorceam doar la Dumnezeu, mai era cum era. Dar m-am decis să mă botez și ăla este un act public. Și în momentul ăla este un act înaintea oamenilor și este un act înaintea îngerilor. Am intrat în război și n-am știut asta. Pentru că la 3 luni după aceea am avut tot felul de căderi, una mai rea decât cealaltă. A zicea unul pe vremea când tata era tânăr, mă duc la război, îmi pușc unul, doi și viu înapoi. Și spunea, dacă te împușcă el pe tine. Și zicea, pe ce am făcut eu lui, de ce să mă împuște? Cam așa credeam și eu viața de creștin. Mă duc la război, îmi pușc unul, doi și nimeni n-are nimic cu mine. Dar am văzut legat de seamă când m-am botezat, am intrat, cum zice americanul, in the line of fire. Am intrat în linia de foc. La ce vârstă poți să intri în război? Pe asta depinde de maturitatea unui băiat sau unei fete, a unui om.
te simți în stare să intri în bătălie cu Dumnezeu și în bătălie cu lucrurile din jur, la vârsta de 13 ani, înțelegi Evanghelia, înțelegi ce înseamnă pocăință și credință și ești gata de bătălie, poți să te botezi. Nu ești gata de bătălie, poți să mai aștepți. Poți să mai aștepți. Acum, sfatul meu în general pentru un om este când simte de la Dumnezeu cumva chemarea și presiunea asta, și nu e o presiune grozavă în care să nu dormi ziua și noaptea, e așa o atingere blândă pe umăr, ceva care spune, a venit timpul tău, nițel, a venit vremea ta acum. La faza aia e bine să răspunzi, pentru că altfel devii un ascultător profesionist, unul care vine mereu în casa lui Dumnezeu și îl atinge ceva din cuvântul lui Dumnezeu și mai amână și îl mai atinge și mai amână și mai atinge și mai amână și la un moment dat trec ani de zile și vocea aia din ce în ce se stinge, s-a obișnuit și știi, este o vaccinare. Te vaccinezi cu niște virusuri de ăștia mai slabi sau sintetici pentru că atunci când vine boala adevărată să nu reacționezi. Adeseori, statul pe bancă fără să răspunzi lui Dumnezeu este o vaccinare și după aceea tot ce se face trece cumva pe deasupra ta. Dacă la 13 ani simți chemarea asta, eu n-am nimic împotrivă, dacă la 83 de ani simți chemarea asta, iară este bine. Ești gata de război, poți să o faci. Înainte de a citi următoarea întrebare, aș vrea să precizez că întâlnirea aceasta se transmite live, așa că dacă aveți prieteni care sunt curioși să afle mai multe lucruri și nu sunt prezenți aici, le puteți da rapid un mesaj, se transmite live pe pagina Bisericii Betania. Sunt mai multe întrebări legate de voia lui Dumnezeu și încerc să le pun toate trei primite împreună cumva. Ești tânăr și nu știi care e voia Domnului. Cum poți fi sigur în așa fel să nu zădărnicești planul lui Dumnezeu cu privire la tine? Școală, căsătorie, biserica în care să slujești. Și aici o întrebare care bate foarte mult cu cealaltă. Cum înțeleg voia lui Dumnezeu în alegerea persoanei potrivite pentru căsătorie? Întrebă legat de voia lui Dumnezeu. Da. Văd foarte mulți tineri, unul mai drăguț decât celălalt. O fată pe la 17 ani începe să gândească serios la căsătorie, pe la 19 ani este foarte coaptă mental. Un băiat vine un pic mai târziu, așa, după vreo 10 ani, probabil. Noi, băieții, suntem mai greu, pornim mai greu nițel în sus aici. Dar, uite, am să vă întreb pe voi. Hai să facem dialog, nițel. Te-ai gândit, îți place foarte tare de Mitică și Mitică îi place foarte tare de Suzana și v-ați gândit că sunteți pe picioarele voastre. Aveți servici? Deci puteți să vă finanțați singuri și țineți foarte tare unul la celălalt. Amândoi sunteți credincioși. Și totuși ai vrea să știi foarte bine și foarte clar dacă este voia lui Dumnezeu sau nu. Pe cine întrebi? Ce faci? Poate nu întrebi pe nimeni, dar ce faci? Îmi trebuie niște idei. Ce faci? O idee este să dai la bani. Banul are două fețe și dacă cade pe una, da, dacă nu pe una, nu, 50-50 chance, cum se zice, 50% șansă, dai la ban. Dacă vrei, ai un zar și dacă cade 6-6, merge, dacă nu, nu. Și cum faci? Cine este un băiat aici de 23 de ani? Peste 23 de ani necăsătorit. Spune-mi tu cine este băiat de 23 de ani căsătorit. Tu ești peste de aici căsătorit prea târziu la tine. Ce faci? Pe cine întreb? Să întreb pe cineva? Faci ceva? Ce faci? Tu ce-i face, de exemplu? Nu știi ce-i face. Și atunci ce faci? Mitică vine și te cere în căsătorie, zici da sau nu? Întrebarea asta a fost pusă la 2000 de studenți la care urmau să lucreze în câmpul lui Dumnezeu. Fie urmau să devină pastor, fie urmau să devină
să aibă slujbe în biserică, școală duminicală, cu copii, oameni care vreau să-și dedice viața toată lui Dumnezeu. Și au fost întrebați 2000 într-o sală, ce ați face? Și a spus unul, păi ce aș face? M-aș ruga. M-aș ruga și aș vrea să văd cam ce ar zice Dumnezeu. Numai că știi când te rogi, câteodată îți vin tot felul de... Eu când, adeseori când mă rog, mă gândesc la Messi. Îmi zboară capul de la rugăciune, drept la fotbal. Și atunci devin un pic confuz. Acum, dacă mă rog ca să-mi trec o durere de măsea, mai e, dar dacă te rogi să te căsătorești și în loc să îți vină gândul care trebuie, cine știe la ce îți vine, câteodată îți vine răspuns, câteodată nu. Ce faci? Și cineva a zis, deschid Biblia și văd ce scrie în Biblia. Păi dacă deschizi Biblia și cauți toate paginile și numele lui Mitică nu-l găsești nicăieri de la Geneza la Apocalipsa, ce faci? Că vă spun, nu există numele ăsta nicăieri. Te căsătorești sau nu te căsătorești? Și lucrul este foarte important, pentru că dacă Mitică e pentru tine și pierzi, mare pierdere este. Și dacă nu este pentru tine și îl iei în brațe, bine de tot ai să plângi mai târziu. Ce face? Și atunci s-au scărpinat oamenii în cap acolo, ia 2000 de studenți. Și unul a zis, mă duc să întreb un prieten bun. Voi aveți, cine are mai mult de trei prieteni aici? Aveți prieteni? Eu vă garantez, dacă întrebați trei prieteni, primiți 4 sau 5 păreri. Iar dacă sunt români, puteți să primiți 30 de păreri. Nu poți fi sigur de absolut nimic. Unul zice că da, unul zice că ba. Și s-au scărbinat oamenii în cap și atunci au mai căutat. Și au zis, întrebăm pe pastor. Și te duci la pastor și pastorul vede că sunteți doi tineri credincioși și sunteți pe picioarele voastre și vă iubiți. Și el zice, sigur că da, părerea mea e că să vă căsătoriți. Dar undeva în inimă încă ai vrea să știi absolut sigur, sigur. Pentru că pastorul vă simpatizează și el ar vrea să facă o nuntă și vrea să mănânce sarmale în sfârșit. Și cine știe ce ai gândare? Cum știi? Păi gândiți, eu mă uit la fețele voastre și câteodată văd mai multe întrebări decât răspunsuri. Păi ce faci? Că te căsătorești într-o zi, nu? Ce ai să faci? Am zis, mă căsătoresc vreo 2, 3, 4 ani și văd dacă a mers sau nu a mers. Nu merge așa, nu? Este extrem de importantă voia lui Dumnezeu într-un lucru ca asta. După ce le-a pus vreo 10 întrebări, a pus pe tablă acolo mama și tata. Și au avut două reacții. Una au zis, o, trebuia să știu. Alta reacție a fost, vai de capul meu, nu cunoști pe mama și pe tata. Mama este cum este, tata cred că e îndrăcit de-a bine, da? Nu, n-am cum să-l întreb pe el. Cum mama și tata? Dumnezeu ne-a pus pe fiecare dintre noi, mai ales la o vârstă de creștere, la fiecare dintre noi, pe mine, la 60 de ani, pe el, pe fiecare dintre voi, sunt niște umbrele de protecție. Ne-a pus într-o familie, de când eram mici, era mama și tata ca umbrelă peste noi, ne-a pus în biserică și acolo există o conducere care este ca umbrelă pentru noi în alte direcții, ne-a pus într-o societate și acolo există conducere de guvern, care este umbrelă pentru noi în alte direcții. Și omul care nu înțelege valoarea umbrelei și protecției lui Dumnezeu, iese de acolo și în Biblie scrie, rebeliunea este ca închinarea la idol și ca vrăjitoria, din pricină că pune pe un tânăr direct în ploaia acidă a atacurilor demonice. Ce faci când ai un părinte necredincios? Poate să spună el, să-ți dea un sfat absolut. Faptul că e credincios sau necredincios nu are absolut niciun fel de impact cu privire la faptul că Dumnezeu l-a pus acolo să te ocrotească. Poate nu vrea să te ocrotească, Dumnezeu i-a dat ceva în el care să te ocrotească. Un tată are o abilitate născută să radiografieze pe băiatul ăla care se învârte în jurul tău. Ție ți se pare că e făt frumos din lacrimă.
El se uită două minute și a văzut ce golania. Ei da 100 de explicații, el știe, el a fost, el a trecut pe acolo. O mamă are o abilitate grozavă să simte pe fata aceea care se învârte în jurul băiatului ei. Și poate să-ți dea un sfat absolut unic în privința asta. Cum afli voia lui Dumnezeu într-un lucru sau altul? Dumnezeu a pus în viața noastră călăuze, a pus în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu, a pus în viața noastră relație directă cu Dumnezeu, a pus în viața noastră oameni care să ne ghideze. Problema este ce v-am spus la început. Nu sunt la vârsta la care dau sfaturi și voi la ce vârstă sunteți? La alea care nu primiți. Și de câte și de câte ori am auzit mai târziu, dacă aș fi auzit vocea mamei, dacă aș fi ascultat vocea tatălui meu. Dar la vârsta de 16 ani, dacă ai citit două cărți jumate, ți se pare că ai prins pe Dumnezeu de picior? Dacă ai luat trei cursuri la facultate, ți se pare că ai ajuns să fii Solomon? Și nu mai poate nimeni să ajungă la... E adevărat, până la 30-33 de ani începe să se coacă mintea și începi să te gândești la faza aia că totodată e prea târziu pentru decizii care le-ai făcut mai înainte. La vârsta la care sunteți voi, în privința deciziilor importante, vine la mine cât un tânăr și îmi spune: am dat-o rău în bară în privința asta. Și le întreb: ai vorbit cu tatăl tău? Păi ce, dacă îi spun lui taică, mi-o face atac de inimă. Foarte bine. Când el a semnat acolo să fie tată, a semnat să aibă atac de inimă. Să facă atac de inimă. Asta e slujba lui. Asta e slujba mea, să am atac de inimă pentru el și pentru ea. Dar tu locrotești pe tatăl tău de una și de alta și pierzi toată protecția care ți-a dat-o Dumnezeu prin el. Afli voia lui Dumnezeu la vârsta asta, întrebăm părinții? Afli voia lui Dumnezeu stând în biserica lui Dumnezeu? Adică stând sub autoritățile care te-a pus Dumnezeu. Nu vrei să stai. Foarte bine. Vrei să ești mai deștept decât Solomon, mai puternic decât Samson, mai poet decât David, ești mai profet decât Moise, foarte bine. Tu te ștete cu capul de pereți. La 33 de ani ai să vezi ce se întâmplă. Și câte lacrimi se varsă apoi din lucrurile astea sunt neimaginabile. Eu am învățat și eu lucrurile astea de la un om înțelept când am avut 27 de ani. Mi-a părut rău că nu le-am învățat când am avut 17 ani. Acum răspunsul ăsta a fost cam lung. Încerc să pun două răspunsuri care să fie tematic apropiate de ce discutăm. Două întrebări apropiate. După vârsta de 18 ani, ai dreptul să fii independent și să nu te mai lași condus, controlat de părinți, să iei decizii pe cont propriu și să te revolți în cazul în care ei se opun? Și acum una îmbrăcată teologic. De la ce vârstă este un tânăr de sub autoritatea părinților și devine responsabil direct față de Dumnezeu, ținând cont că evreii sub 20 de ani au intrat în Țara Promisă, în România de la 18 ani devin major și în Statele Unite de la 21 de ani? Când avem libertate? Întrebarea. Libertate să ieși de sub orice fel de autoritate la orice vârstă. La vârsta de 2 ani, știți care a fost primul cuvânt care l-a spus el la vârsta de vreo 10 luni? A zis: nu vei. Nu vei. Nu vreau. Eram în Hawaii și avea 10 luni și nu știu ce am zis. Nu știu de unde știa cuvântul ăsta. Avea libertatea să se revolte. Ai libertatea să te revolți la orice vârstă vrei. Când ai libertatea să ieși de sub orice fel de autoritate, autoritatea părinților, păi aș întreba, când aveți libertatea să vă torn o cratiță de apă clocotită în cap? Când vrei. Când vrei, îmi spui și dacă sunt destul de crud, îți torn o cratiță de apă în cap, fierbinte sau cine știe ce lături murdare, să te torn în cap și ai toată libertatea. Problema este cum de vrei așa ceva? Cum de vrei să renunți la sfatul la doi oameni care Dumnezeu i-a făcut special să se potrivească cu tine, chiar dacă știi sau nu știi, ca o roată din țată? Cum ar fi să renunți la lucruri care mi le-a dat Dumnezeu pentru beneficiu? Când am dreptul să renunț la ele?
Am dreptul să dau cu piciorul la orice fel de comoară mi-a dat Dumnezeu, nu mă obligă să o iau. În general, un tânăr este sub autoritate directă a părinților cât timp stă sub acoperișul lui. Este câte unul de 21 de ani, stă în casă la el, la tata și la mama, dar are 21 de ani. Păi dacă am 21 de ani, fac ce vreau. A venit unul și mi-a zis, eu vreau să fiu independent. A zis, foarte bine. Cu ce ai mâncat azi? Păi am mâncat supă. Cine a făcut? Păi mama. Și mă gândesc seama că ai cheile de la mașină. De mașina de unde ai? Că știu că n-ai servici. Păi zice, tata mea. Și telefonul care l-ai, e tot de la tata. Și pantofii, chiloții de pe tine, de la cine sunt? Păi de la mama. Păi bag de seama, dacă vrea să fii independent și renunți la toate lucrurile care ți-a dat și tata și mama, ar trebui să umbli ca Adam în grădina Edenului. Dă-i drumul și ești foarte independent. Păi nu, aia le vreau. Lucrurile de la tata și de la mama le vreau, dar nu vreau să-mi bată capul. Păi stai puțin. Atâta timp cât ești sub acoperișul casei lor, casa lor are anumite reguli. Nu-ți mai plac regulile alea și ești într-adevăr matur și vrei să te duci pe drumul tău, atunci mergi pe drumul tău în mod real. Nu stau cu mâina întinsă la tata și la mama și apoi le zic, lăsați-mă în pace că eu n-am nicio treabă cu voi. Al doilea lucru este, un copil stă sub autoritate directă a părinților cât e sub familia lui, dar apoi pleacă. În Biblie scrie, fiule, nu uita sfaturile tatălui tău și poruncile mamei tale când ei sunt la bătrânețe. Asta înseamnă că nici eu nu mai sunt un copilaș și eu sunt un om matur. Dar am trecut de sub autoritatea lor directă, sub un fel de călăuzire, consiliere a lor, sub sfaturile lor. La vârsta de maturitate, când ești pe picioarele tale, tu trebuie să iei deciziile, nu ei. Dar dacă ești înțelept, vei asculta foarte atent ce spun. Foarte atent. Un bărbat va asculta foarte atent vocea soției lui, chiar dacă ea nu se pricepe la un lucru sau altul la care el îl face. Știu nu știu câți bărbați care ar veni aici, businessmen mari de tot, care ar veni și v-ar spune aici, soția mea habar n-are de business-ul meu. Și mi-a zis, a venit într-o seară și mi-a spus, nu te băga cu omul ăsta, nu te băga. Și am zis, explicăm logic, că bărbații, să știți, sunt foarte limitați. Ei nu pot să gândească decât logic, de aici până aici. O femeie gândește și cu capul, gândește și cu inima și gândește cam în patru feluri cu inima. Noi suntem limitați, fratele Ioanid a zis într-o zi soției lui, draga mea, iartă-mă, noi suntem, scuză-mă de expresie, doar bărbați. Și a dat seama de limitațiile lui. Și businessmenul ar zice, când am zis, dom'le, tu nu te pricepi la business-ul meu, ce-mi dai sfat? Peste 3 săptămâni avea ruină. Nu știu, femeia simțea ceva. Părintele tău poate să simtă ceva, este bine să asculți și să auzi. Dar la vârsta maturității, tu vei lua decizie. Când ești pe picioarele tale, ești obligat să ții tu singur decizia, după ce asculți foarte bine sfatul lor. Nu vrei să asculți sfatul lor. Te văduvești singur, singur de o comoară grozavă pe care Dumnezeu ți-a dat. Devii ca un fel de arbitru în mijlocul terenului care este legat la ochi și are 2 urechi și fluieră în continuu, fouled, hands, penalty, habar n-are ce se întâmplă în jurul lui. Spune, un conducător, un om independent, devine formidabil de eficace prin numărul de consilieri pe care îl are, prin numărul de sfătuitori pe care îl are. Dacă nu vrei să te sfătuiască mama și tata, cine vrei să te sfătuiască? Cine? Unul tot de vârsta ta? Pentru că întrebările sunt oarecum apropiate, încercăm să le punem pe același palier. Cum procedez dacă după o perioadă de prietenie am înțeles că nu e persoana potrivită pentru mine? Și părinții susțin același lucru și doresc să pun capăt relației, iar cealaltă persoană susține că dacă renunț va plânge, va suferi foarte mult. Un fel de, a zice, telenovelă, de aici scrie șantaj emoțional și tot în direcția asta, îți poate spune, practic, îți poate spune Dumnezeu printr-un proroc un da referitor la o persoană, iar apoi să zică nu,
poți pierde binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci ai intrat într-o relație și nu știi să ieși. A venit într-o zi o fată la mine și mi-a spus, eu de o vreme sunt prieten cu cutare și mi-am dat seama că el nu e pentru mine. Dar nu știu cum să fac să-i spun că tare, tare rănesc. Și am zis, și dacă rănești, ce se întâmplă? Păi zice, e posibil să și plângă. Foarte bine. Din când în când un pic de plâns nu strică, curăță și ochiul și psalmii. Zic, trimite-l pe băiatul ăla la mine după ce îi spui să se ducă papa sâmbetii sau unde vrei să se ducă, trimite-l la mine că eu îi spun, știu cum să-l mângâi. Psalmii lui David sunt scriși pentru inimi rănite. Deci dacă prietenul tău nu poate și simte și zice că își pune o frânghie decât dacă îl lași, îl sfătuiești să înceapă să învețe psalmii lui David pe din afară și vindecarea vine absolut repede. Știți istoria cu Romeo și cu Julieta, nu? Câți ani aveau ei? Shakespeare, da? Cât aveau? Cam așa, vreo 14-15 ani. Și s-au îndrăgostit, lulea unul de altul și părinții au fost împotrivă și a ieșit o catastrofă de acolo. Una s-a sinucis, celălaltul a murit, nu știu, o nenorocire mare. Ce prostie! Trebuia părinții să-i lase în pace la 14 ani, după 3 săptămâni Julieta găsea pe altul și Romeo o vedea pe alta, pentru că la faza aia există o statornicie absolut zero într-un băiat și într-o fată. Poate într-o fată mai mult decât într-un băiat. Îi lăsa nițel în pace și își vedeau de drum fiecare pe cărarea lui, dar la faza aia li s-a părut că este o nenorocire și o catastrofă. Dacă într-o relație ca asta, tatăl tău și mama ta spune, dragă, vreau neapărat să te căsătorești cu omul ăsta, ai putea să ai semne de întrebare, încă. Cine știe, poate e o chestie emotivă la aici ceva. Poate e o semn de întrebare. Dar dacă vin și spun, dragul meu, eu nu sunt de acord ca tu să mergi cu băiatul ăsta sau tu să mergi cu fata asta, atunci poți fi absolut sigur că cel puțin pentru timpul ăla, pentru metoda aia, pentru situația în care ești, nu este bine să mai faci un pas înainte. Acum vă spun asta din experiența mea, nu vă spun doar lucruri care doar le-am citit în Scriptură. Eu m-am îndrăgostit de Cici cu vreo 2 ani înainte să ne căsătorim. Din nefericire, tatăl și mama s-au certat între ei, părinții mei și părinții ei, deși părinții ei au rămas la New York din pricina părinților mei. Da, s-au certat. Și taică-su mi-a zis, vezi-ți de treabă, și tatăl ei mi-a zis, vezi de treabă, și tatăl meu mi-a zis, nu e pentru tine. Acum eu lucram programator, eram pe picioarele mele, aveam 26 de ani, 26 de ani, eram dita mai omul. Și puteam să-i spună, tată, dragă, te respect foarte tare, dar viața ta este viața ta, și viața mea este viața mea și eu cunosc pe Cici și știu caracterul ei, dar aveam nevoie neapărat de binecuvântarea lui și aveam nevoie neapărat de binecuvântarea tatălui ei. Neapărat. Și atunci ne-am întâlnit și am plecat la 5.000 de kilometri de departare. S-a întâmplat că după 8 luni tatăl meu a venit la mine și mi-a zis ce-ar fi să te duci înapoi la New York. Și m-am dus la New York, știam eu că nu vrea să vizitez New York-ul, știam pentru ce mă trimite înapoi. Și știam, jumătate din muntele ăsta s-a dus. Cum de și-a schimbat tatăl meu părerea? Păi să vă spun ce se întâmplă. Părintele vine și are o frică de un anumit lucru și vine și spune nu. Și tu zici da și el zice nu. Și există o luptă între voi doi și de acolo nimeni nu iese bine. Nici el, nici tu, nici relația, nimeni. Te dai la o parte, nițel, și din momentul ăla părintele tău este față în față cu un zid enorm, se numește Dumnezeu. Și dacă el era trimis de Dumnezeu să te oprească, va avea pace, va avea liniște și va... Dacă nu se ciocnește de Dumnezeu, năpraznic. Mai tare decât orice argument poți să dai tu. Mai tare decât orice lacrimă poți să spui tu. Dă-te un pic la o parte și Dumnezeul tău va discuta cu tatăl tău sau cu mama ta. Cum de tatăl meu mi-a zis după 8 luni de zile, habar n-am cum.
Nu i-am spus un cuvânt, nu i-am zis ceva, n-am făcut mutre, nu i-am făcut nimic în privința asta. Și m-am dus la New York și m-am dus la tatăl lui Cici. El a început să hohotească în plâns și a zis, eu am 8 copii, tu ești singurul care mi-a cerut binecuvântarea și permisiunea. Și ne-am căsătorit cu binecuvântarea la amândoi părinții și lucrul ăsta s-a simțit grozav în căsnicia noastră. Poți să te joci, poți să te joci Russian roulette, pui la capăt pistolul cu un glonț, îl învârți și vezi dacă te împuși sau nu. Poți să alegi la nimereală, poți să dai cu banul, dar poți să-L angajezi pe Dumnezeu în cea mai importantă relație care o vei avea, relația între soț și soție. Joacă-te cu altceva. Du-te și sar de pe pod legat de picioare, fără parașută, fă alte lucruri care sunt mai puțin riscante. Dar în privința căsătoriei, ai mare grijă să-L angajezi pe Dumnezeu, cum se numește matchmaker. Și poate cealaltă întrebare, și aș mai adăuga ceva, tot din același mesaj, îți poate spune Dumnezeu printr-un proroc un da, referitor la o persoană, iar apoi să zică nu? Și cum știu dacă Dumnezeu a zis nu sau mai așteaptă? Să vă întreb, cum știi dacă Dumnezeu e de acord sau nu? Vă o să știu dacă am vorbit degeaba până acum sau nu. Un proroc zice da și vrei o asigurare încă o dată. La cine merge? La părinți. Dacă părinții zic da și prorocul zice nu, de cine asculți? Păi da, asta e un proroc al lui Dumnezeu. Și tata este magazioner aici la magazin. Da, da, tatăl este pus de Dumnezeu pentru tine direct. Îl întrebi pe tatăl tău și pe mama ta și iei de la ei primul răspuns. Primul răspuns. Bun. Tot legat de relații. Care sunt lucrurile pe care trebuie să le afli și cele pe care trebuie să le cultivi într-o relație de prietenie? Foarte bună întrebare. În general, pentru care motiv căsniciile încep foarte aprins și se ruinează foarte repede? Noi suntem o ființă făcută din trei părți foarte distincte. Avem trup și avem 5-6 simțuri în noi. Nu? Văz, auzi toate lucrurile astea pe care comunici cu lumea din jur. Dar nu ești numai trup, e foarte limpede asta, nu? Ai intelect, gândești, nu? Ai simțăminte, simți ceva, ai voință, ești în stare să iei decizii. Voință, sentiment și gândire, minte, asta este ce se numește în Scriptură sufletul unui om. Și ai ceva mai adânc și decât trupul și decât sufletul, ai înăuntru tău duh. Duhul omului. Duhul omului este casa unde stă conștiința omului. Trupul îți spune să furi. Vrei să furi? Eu vreau să fur cireșe de la popa din curte și aveam o poftă trupească după ele de nebuneam. Și atunci sufletul, mintea, m-a învățat cum să fac. Am sărit gardurile, m-am ascuns, nu știu ce, am furat cireșele și am avut o victorie dublă. Întâi de toate l-am păcălit pe bietul preot și am furat cireșile și al doilea m-am îndopat cu ele și trupul era foarte bine și sufletul și mintea erau foarte satisfăcute, dar ceva dinăuntru meu îmi spunea, ai făcut rău. Cine îmi spune asta? Mă simțeam foarte bine cu cireșele în burtă și știam că am fost foarte deștept și am păcălit pe toți. Cine îmi spunea, am făcut rău? Există ceva mai adânc înăuntru nostru, este spiritul nostru care ne condamnă sau ne aprobă. Înăuntru nostru este contactul în spirit, contactul care îl avem cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbește Duhului nostru și din Duhul nostru se reflectă în suflet, în minte, în emoții și în decizii. Și apoi e necesar trupul să fie controlat. Ce se întâmplă când doi tineri pornesc o relație în general? Cam unde pornește relația asta? În general, pornește de la partea fizică. Mihaela e așa de frumoasă. Și Marcel, uite așa când clipește, vine să cad drept în cap. Pornește de la benzina care se aprinde cel mai repede. Simțirile care le ai.
Când m-am îngâiat, Marcel, am simțit că paradisul s-a deschis și porțile și Petru m-a așteptat la intrare cu ușile deschise. Ce păcat că după aceea m-a chemat tata acasă și s-a închis iară paradisul și am intrat iar în iad. Focul care pornește cel mai rapid este lucrul de la suprafață. Pornește o pălălaie grozav de tare. Știți care e problema cu pălălaia asta? Problema cu pălălaia asta că se aprinde așa de repede și este absolut incapabilă să susțină o relație pe termen mai lung. Este grozav de importantă. Eu niciodată nu m-aș fi uitat la Cici dacă nu eram atras fizic grozav de ea. Așa vreau să o țiu de mână, să o mâncă, vreau tot felul de lucruri, nu pot să vă spun vouă tot ce vreau. Fără asta, ceva ai pierdut, grozav, nu merge doar așa să ai o relație pe un computer. Trebuie să existe pasiunea asta, flacăra asta. Dar flacăra asta este absolut incapabilă să susțină o relație. Din cauza asta, cei mai frumoși oameni de la Hollywood se căsătoresc făcând niște anunțe extraordinar de populare peste tot și peste 3 luni, ce citești în aceeași ziar? Citești cum au dat divorț, cum ăla i-a umflat ochii și cum ea l-a zgâriat pe față și de după aia, la 3 luni de zile, ea vine și spune, am găsit pe alesul inimii mele. Uitați-l cum arată, nici statuia lui David, al lui Michelangelo, nu arată ca el. La ce se uită? Se uite din nou la partea fizică, din nou s-a aprins ceva în ea, din nou s-a aprins ceva în el, flacăra asta pleacă imediat și nu rezistă în termen lung. Și atunci poți să ai o relație mai adâncă în nițel, relație de la suflet. Relație de la suflet este citiți aceleași cărți, te duci la aceleași concerte, îți plac cam aceleași lucruri, aveți conversații, cunoști sufletul unui om. Dar nici aia nu este destul de adâncă. Este necesară relația Duhului între doi oameni. Duhul unor doi oameni. Din pricina asta, Scriptura spune nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu un necredincios. Dar necredinciosul ăla este un băiat foarte deștept și foarte cum se cade. Și are un băiat de caracter. Și așa ne potrivim la toate lucrurile, lui îi place ce îmi place mie, vrem să mergem pe munți împreună, avem aceeași și același lucru. Dar la cea mai adâncă parte, suntem 2 dihănii complet de alt regn. Suntem 2 animale diferite. Duhul unuia îl are pe Hristos și Duhul celuia nu îl are. Într-o zi o fată și-a venit cu un băiat, erau 25 de ani, nu știu cât aveau, erau amândoi programatori avansați foarte tare la Intel, că știau grozav de bine, erau drăguți așa de să-i pui în revistă și vreau să se căsătorească. Și am stat la masă cu Cici și cu ei și mi-au spus de toate calitățile, pe fata o cunoșteam bine, că era din biserică de la noi, fusese la tineret de când era mică. El era un american care nu-l cunoșteam așa bine, dar era un tip atât de fermecător și a zis el, e o problemă aici, eu nu sunt ca ea așa creștin, nu am nimic împotrivă, dar nu sunt ce este ea, eu știu, îmi dau seama ce este ea, nu sunt ce este ea. Dar nu înțeleg, spune el, cum de 2 oameni deștepți și inteligenți și raționali, cum să nu poate să facă ei căsnicie pentru o bagatelă ca asta? Și am stat să mă gândesc, e adevărat, erau 2 oameni foarte deștepți, foarte raționali, ar fi putut să se înțeleagă între ei și o viață întreagă să stea, să fie împreună și ar fi putut să facă. Dar i-am zis, uite care este problema. Fata asta nu ți-a spus tot adevărul. La o zi după căsătorie vei afla adevărul care eu îl știu și tu să o întrebi. Fata asta are un alt boyfriend. Unul care l-a iubit mult înainte de tine și unul care, nu știu dacă ți-a spus sau nu, la care ține mai mult decât ține la tine chiar acum. Și are de gând, după căsătorie, să-l aducă în casă. Tu nu știi, eu știu. Îl va duce în casă și tipul ăsta va fi în casa voastră, în bucătărie, și va fi în sufragerie, și va fi în dormitor la voi. Care bărbat acceptă așa ceva? Zic, tu poți să accepti asta? Zice, nu pot, dar nu cred să fie așa ceva. Zic, întreabă. Și ea se întoarce și zice, este adevărat. Eu am un iubit mult de înainte de tine. Îl cheamă Iisus și îl cunosc mai dinainte să te cunosc pe tine și el va veni în casa mea
și va fi în sufragerie la mine și va fi în dormitor la noi și eu voi asculta de tine, dar ultima decizie va fi ce-mi spune el, nu ce-mi spui tu. Care bărbat acceptă un alt bărbat în casa lui? Din pricina asta, Scriptura spune, nu vă puteți înjuga la un jug nepotrivit, că e lucru care pentru doi creștini, Iisus la mijloc, de reprezintă cel mai grozav punct de atracție între ei doi, magnetul care se ține împreună, între un necredincios și un credincios, devine factorul de discordie cel mai aprins dintre ei. Cumnatul meu, care s-a căsătorit cu sora mea, nu era credincios. Și s-am tot învârtit, tata a încercat să-l păcălească, să zică, nu lua pe proasta asta, că asta e pocăită. El a zis de fiică sau de sora mea. El zice, lasă, domnul Popescu, că știu că fata asta e crescută bine la biserică, mie îmi place de ea. Și Mani s-a căsătorit cu el. El a zis, eu n-am nimic contra credinței, n-am nimic, nimic. La 3 săptămâni după aceea, a început să devină grozav de iritat că sora mea citea Biblia. Când au avut copii, peste 2 sau 3 ani, a devenit grozav de agresiv că îi duce copiii la biserică și îi prostește cu idioțeniile care sunt spuse acolo. Și lucrul pe care pe mine mă unește cu Cici în cele mai dificile situații, Hristos între noi, care ne trage și pe unul și pe celălalt, pentru ei au devenit factorul de discordie cel mai mare. Cum te căsătorești? Biblia spune foarte lămurit, nu te băga cu capul într-un jug cu unul care la nivelul duhovnicesc nu e ca tine. Și atunci când pornești o relație, unde o pornești? Poți să o pornești de la partea fizică. Un băiat știe cum să aprinde o fată. Numai dacă e prostălău la cap, nu știe. Știe cum să aprinde o fată, știe cum să o atingi de umăr, știe cum să-i șoptești aiurel în ureche, știe câteva lucruri și deodată se aprinde. Și cântarea cântărilor spune ce ușor se poate aprinde. Și când a făcut chestia asta și a săpat singur groapa, pentru că a creat o relație bazată pe atracție fizică doar, nu există afinitate sufletească și nu există niciun fel de relație spirituală. Vreți să aveți o căsătorie cum trebuie, învață ca primul lucru cu prietenul tău să aveți activități pur duhovnicești. Îi spui, vine ăla și se învârte în jurul tău și îți face cu ochiul și se-și dă ochii peste cap și spune că e mai rău decât Romeo lângă Julieta și zici foarte bine. Uite ce-ar fi... Hai să învățăm amândoi epistola lui Iacov pe din afară și să o discutăm apoi când terminăm treaba asta. Uite, facem altceva. Hai să ieșim în piața mare și să distribuim pamflete creștinești și să vorbim cu oamenii care sunt pe acolo. Și la un moment dat îți dai seama că el a plecat și caută pe alta. Caută pe una care e mai accesibilă, nu vrea relația la nivelul ăla de adâncime. Pornește o relație la nivel spiritual, în biserică, la tineret, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, în grupări de rugăciune și creezi o afinitate a spiritului și apoi creezi o afinitate sufletească, citiți cărți împreună, le discutați împreună, vedeți dacă intelectual vă potriviți și apoi vedeți să nu cumva să pierdeți aprinderea aia fizică, aia e foarte importantă, să-ți placă cum arată, să-ți placă de atingerea ei, să-ți placă toate lucrurile astea. Dar trebuie să fie cam în ordinea asta, altfel flacăra aia care pornește repede se stinge repede. Cum știm că Dumnezeu, există predestinare în căsătorie? Dacă e să fie, va fi oricum, indiferent de situație? Asta e o întrebare particulară legată de predestinare în căsătorie, dar mai primit o întrebare generală, mântuirea, alegere sau predestinare? Da, răspunsul este da. Care e următoarea întrebare? Nu, ok, stai puțin. Alegere sau predestinare? Amândouă cuvintele înseamnă alegere. Predestinare înseamnă alegerea lui Dumnezeu, la asta te refer, nu? Și alegere înseamnă, ne referim la alegerea noastră. Cine alege? Există două curente, unul care spune noi alegem și celălalt care spune Dumnezeu alege. Și dacă Dumnezeu ăla se numește calvinism, este, de fapt n-a venit de la Calvin, a venit de la urmașii lui, are vreo 5 puncte de bază care sunt foarte logice și au o logică atât de grozavă încât eu nu pot să mă lipesc de ea, că e numai logică înăuntru. Dar
îți spun că Dumnezeu alege pentru tine și tu nu poți să refuzi și dacă tot te alege și nu poți să refuzi, atunci nici nu poți să pleci, ceva de genul ăsta, așa ca să fac mai pe scurt. Care dintre ele sunt adevărate? L-am întrebat pe un prieten de-al meu care era ultra-calvinist și îmi spunea că toate lucrurile s-au ales de Dumnezeu și noi nu putem să facem nimic pentru El și toate lucrurile sunt făcute deja și nu toate lucrurile sunt aranjate deja și El alege pentru El toate lucrurile și l-am întrebat. Tu ți-ai ales nevasta? Cam cât la sută din alegerea asta cu privire la soția ta a fost a ta? Așa cam cât ai, pentru că el mi-a zis, Andrei, tu ești un băiat bun, tu vrei să lași pe Dumnezeu să facă 90% și vrei să faci și tu 10%. L-am întrebat, tu, când ți-ai luat soția, cam cu câtă inimă ai luat-o? Cu 50% și ai lăsat și ei 50%? Sau cam câtă? Cum ai făcut? 90% ai făcut tu și 10%? Cam cum a fost? Păi ce nu, i-am luat 100%. Păi atunci cât i-a mai rămas ei? Cât i-a rămas? Păi nu i-a venit să zică 0%, că nevastă s-a stătea chiar acolo. Măi, că nevastă s-a nu l-a ales pe el absolut deloc. În creștinism, ca și într-o căsătorie, totalul nu este 100%, totalul este 200%. Eu am ales-o pe Cici 100%, a fost alegerea mea. 100% a fost alegerea mea. Cât i-a rămas ei? I-a rămas 100% din alegerea ei. Dumnezeu ne-a ales pe noi 100% înainte de întemeierea lumii. Este scris în Scriptură, neapărat. Acum trebuie să știți că cine citește Scriptura și vede un adevăr în partea asta, trebuie să știe neapărat, ca într-un balansoar, că există un adevăr pe partea astălaltă. Și dacă nu l-ai văzut, ai o Scriptură care stă întortocheată rău de tot. Dacă o știi numai pe asta, ceva deja lipsește, trebuie să-l găsești neapărat pe ăla. Spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Este aici. Și toți părinții știu versetul ăsta, să știți. Toți, vi-l traduc în 17 limbi, îl știu părinții și vi-l spune și în limbi îngerești și omenești. Dar mai există și pe partea asta ceva care trebuie să echilibreze. Și aici spune, părinți, nu întărătați pe copiii voștri. Versetul ăsta părinții nu știu așa de bine. Îl știu copiii grozav de bine. Este unde zice Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Relația mea cu Hristos se aseamănă cu o relație între mire și mireasă. Păi dacă m-a ales, ce face? Mă ia cu forța? Știți cum se cheamă când iei o fată cu forța? Se cheamă viol. Între mine și Hristos nu există relația asta. El m-a ales absolut 100% și apoi asta este neimaginabil. Stă la ușa mea, El, Dumnezeu, spune Hristos și bate. Și dacă bate, nu zice Hristos, iată eu stau la ușă și bat? Vi se pare asta actul unui despot? Actul unui care zice, eu fac ce vreau? Nu face ce vrea. Stă la ușă și bate și așteaptă ca eu să-i deschid ușa. Și așteaptă acolo și dacă îi deschid ușa, intră și va cina cu el și el cu mine. Dacă nu-i deschid ușa, nu intră. Cu forța nu mai ia. El face o alegere 100% și eu fac o alegere tot 100% și am creat o căsătorie made in heaven, cum se zice în America, și mergem mână în mână de acord unul cu celălalt. Asta este Biblia întreagă. Biblia întreagă nu este eu l-am ales pe Hristos și Biblia întreagă nu este el m-a ales pe mine. Biblia întreagă este că el m-a ales mai întâi și apoi eu am spus lui da. Și nu se poate una fără alta. Nu se poate. A venit unul la mine și a zis, sunt aproape căsătorit. Și eu știam că n-are nicio prietenă, nu vorbește cu nimeni, era timid, era... Nu... Păi m-am mirat și m-am bucurat, zic, și cine este? Păi zice, este Mary. Wow, zice, se uită Mary la tine? Zice, nu, nu se uită deloc, dar eu sunt de acord complet. Sunt de acord, 50% este rezolvat. Ha. Vă mulțumim, ați răspuns, cred că și la o altă întrebare. Întrebarea era, se implică Dumnezeu în toate aspectele vieții? Și cred că ați răspuns deja. Schimbăm un pic registrul, e o întrebare poate de altă natură, dar interesantă. Cum de a apărut așa o diversitate de rase, dacă la început Adam și Eva erau albi? Cine v-a spus că Adam și Eva erau albi? De unde ați dedus asta?
Erau verzi. De unde am să zic că erau albi? În iconografie sau unde i-ați văzut? Abar n-au ce, nu știu ce culoare avea Adam și Eva. Unii spun, din cauza că umblau goi la faza aia și nu știau, erau unii sunt mai putișniță la chestii, spune că erau îmbrăcați în lumină. În sfârșit, sunt tot felul de teorii în privința asta. Eu nu știu de unde a scos că erau albi sau că erau negri sau că erau verzi. În general, rasele au apărut din cauza că oamenii au fost separați după potop. După potop, Dumnezeu a văzut în 1600 de ani, cât este de la Geneza la potop, Dumnezeu a spus de la lucrul perfect care l-a făcut. Capitolul 6 din Geneza spune că a văzut că toate lucrurile, gândirea omului era totdeauna îndreptată numai spre rău. Nici Hitler n-a fost totdeauna îndreptat numai spre rău. Și ăla îi plăcea câteodată arta, îi mai plăcea câte ceva bun. Îi plăceau prăjiturile cu ciocolată, avea și ceva bun în el. Și, dar pe vremea aia totul era spre rău, tot și natura se stricase. Și atunci Dumnezeu a distrus și a lăsat o familie și din ce cauză totul se stricase? Erau două motive, din cauza că omul era lângă om peste tot timpul, erau în același loc și dacă, eu am văzut asta la pușcărie, dacă pușcăria și stau tot timpul împreună, intră unul care a furat o pâine și iese după 3 luni un criminal. Un criminal, un homosexual, un depravat. Pentru că în închisoare, proximitatea și apropierea magnifică răul grozav. Dacă ar fi fost toți sfinți, făceau un paradis în 1600 de ani. Și din cauza asta Dumnezeu le-a zis apoi, împrăștiați-vă. Prima poruncă care le-a dat Dumnezeu a zis, împrăștiați-vă, nu poți să distrug pământul la fiecare 1600 de ani. Dar ei nu au vrut, au făcut turnul Babel și nu au vrut. Și atunci Dumnezeu spune că cu forța i-a împrăștiat pe tot pământul. De la faza aia, pământul a fost cam separat nițel. Au fost ăștia care au fost în America, ăștia care au fost în America Latină, ăștia care s-au populat în Africa, în Asia și au rămas destul de izolați. De exemplu, în insulele japoneze au fost acolo au fost mii de ani fără să știe nimeni din partea asta că există populația. În separarea aia și în condițiile climatice, omul se adaptează nițel. Se adaptează pielea nițel și din cauza că se căsătoresc tot în același comunitate, la un moment dat trăsăturile devin din ce în ce mai pronunțate, anumite trăsături. Te uiți la un evrei, se căsătoresc cu evrei și au anumite probleme care se nasc numai din asta. Aproape toți au probleme la ochi. Aproape toți sunt genii. Au tot felul de probleme cu privire la asta. Cam în felul ăsta s-au schimbat rasele. Dar spune la sfârșit, zice la sfârșitul vremilor, adică în timpul nostru, va fi ca pe vremea lui Noe. Și după aia spune, se vor însura, se vor mărita, dar asta a fost în toate vremile. Ce a fost grozav de unic în vremea lui Noe? În vremea lui Noe, toată lumea era împreună. Și din cauza că toată lumea era împreună, răul a explodat grozav de repede. În vremea din urmă, spune că va fi ca pe vremea lui Noe. Câți prieteni aveți pe Facebook? Nepoată mea are 9437 de prieteni. Toată lumea este iarăși împreună și dacă sfinți ar fi împreună, facem un paradis. Din cauza că nu suntem sfinți, se creează un rău năpraznic care crește acum și singura soluție care vine este al doilea eveniment grozav în istoria lumii după potop și este venirea lui Dumnezeu. Venirea lui Hristos. Dar în sfârșit, asta e părerea mea cu privire la rase. Alte întrebări din alt registru. Cum înțelegeți umplerea cu Duhul Sfânt? Știți cum este, știți povestea cu vulpea care a intrat în vie? Și eu știu tot felul de povești de Ion Creangă, nu mai știu dacă Ion Creangă e la mod în ziua de azi, nu. Eu sunt depășit de mult. Vulpea care a intrat în vie și a vrut să ajungă la struguri. Și strugurii cumva erau cam înalți, așa, și era cam mititică. Și a tot sărit și a tot sărit și n-a putut să ia. Și știți ce a zis, nu? Ce a zis? Și așa erau acri. Erau acri, știe ea foarte bine că erau acri, n-a pierdut nimic. Sunt unii dintre noi care ne uităm pe paginile Scripturii și vedem unele lucruri scrise acolo
care nouă nu ni s-au întâmplat. Eu niciodată nu am vorbit în limbi. Din pricina asta nu există vorbirea în limbi. E foarte clar, nu? Nu? E clar sau nu e clar? E, bă, uite să vă mai spun ceva. Nici eu, nici fratele n-a vorbit în limbi. Amândoi. Împreună facem 120 de ani. Dacă nici acum nu v-ați lămurit că nu există, atunci nu știu ce argumente să vă mai dau. Vă satisface argumentul ăsta? Tăiem din Scriptură treaba asta? Din pricină că Dumnezeu a dat bisericii daruri, spune la Corinteni, a dat fiecăruia anumite daruri. Și spune de două ori și la început și la sfârșitul textului a dat fiecăruia. Dar mai spune ceva, spune încă două lucruri. Spune că nu le-a dat pe toate la un om. Le-a dat unele la unul, unele la celelalte. Și din ce pricină a făcut treaba asta? Din pricină ca eu să am nevoie de fratele și fratele să aibă nevoie de el. Altfel să știți, dacă îmi dădea mie toate darurile, n-aveam nevoie de niciunul dintre voi. Cum zice românul, drept în cot mă durea. N-aveam nevoie. Dar unul este inginer și altul e doctor și are nevoie unul de celălalt. Din cauza asta a dat unuia un dar și altuia alt dar. Și apoi spune că a dat fiecăruia darul pentru altcineva. Nu pentru el, pentru altcineva. Dacă mie mi-a dat Dumnezeu darul să-i explic Scriptura, nu mi l-a dat pentru mine. Mi l-a dat pentru băiatul meu și mi l-a dat pentru familia mea și mi l-a dat pentru cei care mi-au dat Dumnezeu acces la ei, pentru altcineva. Acum, ce se întâmplă este că unele daruri sunt mai vizibile și sunt așa like fireworks, ca artificiile, și altele sunt mai tăcute nițel. Artificiile se văd mai repede. Unul care este, care Dumnezeu pentru o vreme poate să facă vindecări, devine foarte faimos în foarte scurt timp. Unul care schimbă încetul cu încetul viețile oamenilor, nu știe nimeni, dar schimbă viețile oamenilor. Eu m-am decis când m-am hotărât să citesc Scriptura, că nu vreau să decupez nimica din ea. Nu vreau să tai o parte din ea sau o altă parte din ea din cauza că nu înțeleg la faza aia. Eu vă spun, eu când citesc Scriptura, mai multe lucruri nu le înțeleg decât le înțeleg. Pentru că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și dacă l-aș înțelege pe Dumnezeu cu mintea asta mea mititică, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu, ar fi o jucărie. Și atunci știu foarte bine, unele lucruri n-am să le înțeleg. Dar ce înțeleg, mă țiu de ele. Și văd acolo că este scris că Dumnezeu a dat în biserică întâi pe apostoli, apoi pe învățători, la un moment dat spune pe păstori, a dat pe cei care au darurile astea, a dat pe cei care au răspunsurile astea. Și atunci trebuie să cred ce scrie acolo. În afară de asta, apoi eu am văzut cu ochii mei. Mama mea este baptistă. Foarte baptistă este. Și mama mea i s-a întâmplat de vreo două ori și a vorbit în limbi. Cu cât aș convinge eu pe mama mea că nu există asta. Eu v-am pomenit de multe ori în predicile mele de întâmplări cu Richard, cu Wurmbrand, care a fost cumva părintele meu spiritual. Wurmbrand a devenit Wurmbrand din cauza la toată închisoarea care a făcut-o. Dar cum de-a făcut închisoarea? Înainte de orice închisoare știa că e în primejdie și trebuia să plece în Norvegia. Pe vremea aia încă nu se stabilise stalinismul la grozav. Și s-a făcut adunare la ei acasă. Mama mea și tatăl meu a fost acolo. Și acolo a fost sora Chiriloaia, o soră care nu are decât 4 clase primare, nici nu știa bine să citească. Era pentecostală și era o femeie grozav de serioasă. Am fost odată la o stăruință și s-a ridicat un profet și a zis: așa vorbește Domnul Marco, capitolul 18, versetul 16. Știți ce scrie la capitolul 18, versetul 16, nu? La Marco, nu? Nu scrie nimic. Pentru că nu are decât 16 capitole, săracul Marco. Și Chiriloaia asta de 4 clase primare, când l-a repezit pe profetul ăla, eu am crezut că el scoate până geam afară. Ba, nerușinatule, spui profeții în numele lui Dumnezeu, nu ți-e rușine, albi e de porci. Am avut un respect față de femeia. La adunarea aia lui Wurmbrand de plecare, era și ea acolo, era și mama și tata și erau mai mulți alții. Și în timp ce se rugau pentru ei că plecau, femeia aia a început să vorbească și timp de 5 minute a spus ceva și apoi Richard și cu soția lui s-au uitat unul la altul și a întrebat-o: știi ce ai vorbit? Știi în ce limbă ai vorbit?
Spune, n-ai vorbit în evreiește, ai vorbit în evraica veche, în aramaică. Și în aramaică ne-ai spus, nu-ți dau voie nici ție, nici soției tale să plece, vei stați aici, vei suferi pentru numele meu și tot ceea ce vei deveni în viață, vei deveni din pricina la lucrurile astea. Și în seara aia, amândoi și-au desfăcut bagajele și în două săptămâni, Burbrand era închis și a trecut un 14 ani de torturi și de suferinți și a devenit de la un predicator deștept la unul dintre făcliile din lumea asta, din timpul nostru modern. Acum câți oameni ar putea să mă convingă pe mine că nu există vorbirea în limbi? Dar vă spun, știți de câte ori am vorbit eu în limbi? Niciodată. Pentru că Dumnezeu a dat altuia darul ăsta și mie nu mi l-a dat. Să știți că tare mi-ar place să mi-l dea. Dar știu, odată că nu-l primesc, din pricina că mi-ar place să mi-l dea pentru mine. Așa tare mi-ar... Cineva a venit într-o zi la mine, nu de mult, și mi-a zis, Andrei, tu ești așa un băiat drăguț, și așa un băiat bun și predicator bun, ție-ți lipsește ceva, lipsește ceva serios, zice, îți lipsește vorbirea în limbi. Dar zice, nu te îngrijora, că eu în două zile te învăț. Zice, te poți învăța cu accent germanic sau cu accent italian? Și zic, chiar mă poți învăța treaba asta în două zile? Da, zice, eu spun niște lucruri cum să le repeți, pentru că așa fac și eu. M-am gândit, nu-i de mirare că oamenii aruncă și copilul din cada aia unde e apa pătată. Pentru că sunt făcute atâtea exagerări și atâtea falsuri, că omul nu mai știe că există o realitate. În New York a fost unul care candida la fiecare președinție, candida și umbla în chiloți și vindea perfect hârtii, absolut perfecte de 22 de dolari. L-au arestat FBI-ul de nu știu câte ori, dar trebuie să-i dea drumul, că nu poți să faci un fals la o hârtie de 22 de dolari, că nu există hârtia de 22 de dolari. Dar unii cumpărau cu ea și îți dădea restul la magazin. Deci eu n-am nicio vină dacă ăștia stântălăi. Eu nu pot să fac un fals decât la ceva real. Din cauza asta, lucrurile false care se petrec adeseori, asta e un semn că trebuie neapărat să existe realitate în spate. Alte întrebări. Ce sfat ați da unui tânăr care se confruntă cu probleme de anxietate și îngrijorare, dar nu din cauza că nu se supune părinților, cum ați discutat de dimineață la radio, ba din contră, mereu le cere sfatul și ține cont de el, ci din cauza unei atmosfere pline de tensiuni în familie, care i-a caracterizat copilăria. Deci, probabil ceva tensiuni în familie, dar el ține cont de părinți atunci când le cere sfatul. Văd aici că sunt și oameni mai maturi, sunt și părinți. Dorința cea mai acerbă a unui copil în casă este ca nu este ca tatăl și mama să-i arate lui iubire. Asta vrea. Dar dorința cea mai formidabilă care o are înăuntru inimii este ca tata și mama să se iubească între ei, să țină între ei. Pentru că ori de câte ori lucrul ăsta nu se întâmplă, copilul are senzația că este vina lui. Dacă n-ar fi fost el la mijloc, dacă nu, cumva trebuie să fie vina lui treaba asta. Și un copil care crește în furtun după furtun după furtun, într-o casă tot cu furtun, tot cu furtun, va avea probleme serioase, serioase în viață. Ce poate să facă bietul copil dacă casa lui este așa? Ce poate să facă? Eu am trecut printr-o perioadă odată de vreo 6 luni în care eram foarte stresat și nervos, veneam nervos acasă, veneam și într-o zi am intrat mai încet în casă și l-a avut pe băiatul meu cel mai mare, pe Timi, aici, e mare acum, și spunea lui maică să, mamă, repede să strângem aici, să facem aici, că vine iar tata, iar se supără, iar trântește, iar zice, iar face. Și mi-am dat seama, băiatul meu de 12 ani avea grijă de mine în loc să am eu grijă de el. M-am așezat pe scară acolo și am plâns vreo jumătate de oră până m-au găsit aia acolo. Am zis, în seara asta trebuie să se oprească așa ceva, Dumnezeu m-a pus pe mine părinte, nu l-a pus pe el tată să fie tatăl meu. Dar în multe, multe situații se întâmplă așa și copilul crește foarte traumatic, foarte traumatic. Unui copil care știe care e situația asta în casă, probabil singurul sfat care pot să-i dau este să încerce să-și facă
să-și facă prieteni în biserică, oameni în vârstă, să-și găsească un bărbat în vârstă la care să se ducă să ceară sfat, la care să se ducă să capete o mângâiere pe păr, să găsească un soț și soție în vârstă care cumva spiritual să-l adopte, fără să-și pierde respectul și ascultarea față de părinții lui de acasă. Dar undeva trebuie să-și găsească nițel echilibru în altă parte. Din pricina la astfel de tensiuni, copilul câteodată, tânărul are frică și are îngrijorare și are anxiety attacks ani și ani și ani de zile. Metode să scap de așa ceva este în general, una dintre cele mai bune care le știu eu, este el să se ocupe de cei care sunt ca el. Există o lege spirituală în Scriptură. Eu și necazul care este peste mine, până la urmă mă doboară. Eu nu pot să-mi duc singur necazul. Dar dacă iau necazul altuia asupra mea, peste al meu, la faza asta Hristos vine alături de mine, pentru că încep să port poverile Lui și El poartă împreună cu mine. Eu, cu Hristos, pot să port poverile altora. Vreți să scăpați nițel de problemele grele psihice care le aveți? Mergeți și ajutați pe unul în nevoie mai mare decât voi. Dar un om zice, păi eu așa am atâtea dureri pe cap, să mai iau și pe alu altul? Este ceva miraculos. Când iei durerile altuia asupra ta, dintr-o dată capeți putere de la Dumnezeu să le cari și pe ale tale și pe ale lui. Cu cât te ocupi numai de tine, cu cât ești îngrijorat numai de tine, cu cât ești mai nebunit numai de ce ți-a simplă tine, ție, toate lucrurile capătă din ce în ce mai mare magnitudine, din ce în ce, vulcanul parcă crește din ce în ce mai tare. Mergi și poartă poverile altuia de lângă tine. Poartă poverile mamei tale. Mergi la mama ta și spune cum să te ajut, ești mai necăjită decât mine. Tata e așa și așa, ești mai necăjită, cum să te mângâi, cum să te ajut, cum să fac. Deși tu simți că ai poveri, deși tu simți că ai nevoie de ajutor. Un om care ajută pe altul devine o forță. Unul care se ocupă numai de el va fi totdeauna un client. Curgă întrebările foarte multe. Pentru mulți tineri care au fost născuți și crescuți în familie de pocăiți, nașterea din nou este o adevărată dilemă, deoarece ei nu pot spune că au avut o transformare absolut radicală în viața lor, cum vezi la cineva care vine din lume și se întoarce la Domnul. Și de multe ori ei nu pot indica cu precizie către o zi, o dată exactă în care să poată spune că a avut loc nașterea din nou. Care sunt semnele după care un astfel de tânăr își poate da seama că nașterea din nou a avut loc într-adevăr în viața lui? Două dintre evanghelii au la începutul lor o genealogie. Zice, Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov. Când a născut Avram pe Isaac? Cam cât timp l-a ținut în pântece? Eu nu știu că Avram să fie născut pe nimeni și Isaac mai puțin. Și e o înșiruire de bărbați acolo care toți au născut. E ceva miraculos ce se întâmplă. Dumnezeu, când citiți aia, nu vă vine să închideți Biblia, să o aruncați? Cum adică nu? Acolo un cuvânt este spus, Avram a zămizlit pe Isaac. De la zămizlire până la naștere, la om cât timp trece? 9 luni. La o balenă trece vreo 2 ani, mi se pare. La un elefant nu mai știu câte, un an jumate. Există o perioadă, în momentul în care s-a zămizlit un copil, este acolo. Dacă ai fi să faci o fotografie, e așa, mic, mai mic decât unghia mea, nu recunoști mai nimic ce se întâmplă acolo. Dar este un copil sau nu este un copil? Este un copil. Zice, Dumnezeu spune, m-a văzut din pântecele mamei mele înainte, spune David, pe când eram un plod fără chip, adică ăla care încă nu s-a dezvoltat nimic, zice, în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, Dumnezeu știa totul despre ființa, e un copil. Dar până să se nască și să crească și să aibă forma unui copil și să iasă la lumină, trece o perioadă. În timpul ăla, parcă nu e chiar așa cum ar trebui să fie. Nașterea din nou seamănă cu o zămizlire.
te predai Domnului și Duhul Dumnezeu intră în tine și începe să lucreze. Este un bețivan care se întoarce la Dumnezeu. Astăzi s-a întors la Dumnezeu. Credeți că mâine vrea să bea numai Pepsi? Păi el a rămas cu o fire în el. Se întâmplă câte o minune și scapă pe moment decât un viciu. Dar are alte lacune de caracter care trebuie schimbate. Are alte lucruri. Durează o perioadă de timp până când copilul se ia chip complet, se iasă la lumina zilei, să înceapă să crească și să devină un om matur și să înceapă să se vadă roadele în el. Durează o vreme. Și voi, care v-ați întors la Dumnezeu și părinții voștri, trebuie cu răbdare, cu răbdare să aștepte ca Dumnezeu să înceapă să lucreze. Dar la un moment dat trebuie să se vadă ceva. Nașterea din nou nu e joacă. Ia pune, poți să-mi pui prima poză acolo sus? A, eu am aia, nu? Stai puțin. Unde e chestia? Uite aici. Știi asta? Ăsta este unul dintre cei mai vechi meri din lume. Este la noi în America. A fost unul, Apple, nu știu cum, Apple, Johnny Apple, care a plantat livezi de meri. Ăsta are 150 de ani. Este măr Ionatan, are 150 de ani și face niște mere foarte stricate, că n-a avut nimeni grijă de el. Ce mere stricate face? Prune? Nu. Face mere Ionatan foarte stricate. Ăsta de aici este, pe nedrept, este numit măr pădureț, n-a nicio legătură biologică sau ceva cu merele, nimic. Măr pădureț. Asta este extraordinar de îngrijit, că în curtea cuiva face cele mai superbe mere pădurețe. Sunt acre de, când dacă le bagi în gură, nu poți să scuipi, ori întrește să tot scuipi la ele. Alălaltul este un măr Ionatan neîngrijit. Ce trebuie ăstuia? Câtă îngrijire îi trebuie ăstuia să devină măr Ionatan? Cât îi trebuie? Ne naștem într-un anumit fel. Asta este ăla de acolo. Când s-a născut, cineva de pe stradă a zis, he's perfect. Vedeți, e chiar perfect. Ăsta e unul mai perfect. Știți cine e ăla? Cine e ăsta? Ăsta e el. Cine e ăsta? Ăsta sunt eu. În Biblie spune voi, zice, leopardul nu poate să schimbe natura lui. Cum credeți că voi v-ați putea schimba natura voastră? Nașterea din nou este un lucru grozav de dificil. Nu este doar să crești ceva. Am văzut odată un lup într-o cușcă și tare era flământ. Tare era flământ și atunci m-am gândit să-i dau să mănânce bine de tot. Și am pus un balot uriaș de iarbă în față. Și ăsta moare de foame și tot ce vede este un pat în treaba asta. Și moare de foame. Și în cușca ailaltă era un miel. Și atunci m-am învățat, stai puțin, că am învățat lecția, nu merge cu paiele, și i-am dat ăstuia o halcă de carne. Și amândoi mor de foame. Pentru că natura unuia este grozav de diferită de a celuilalt. Au naturi complet diferite. Ce vedeți acolo? Un punct. În matematică, un punct ce dimensiune are? Zero. N-are nicio dimensiune. E ciudat că te uiți la ceva care n-are nicio dimensiune. Adevărul este că un punct, de fapt, nu poți să-l vezi. Este, are dimensiunea zero. În matematică există o ramură, se cheamă analiză matematică, care are de face cu ordinele lucrurilor. Și asta este de ordinul zero, n-are dimensiune. Dar dacă o groază de puncte le pui împreună, puncte care n-au nicio dimensiune puse una lângă alta, miraculos cumva, devin o linie. Câte puncte are linia asta? Asta este de alt ordin complet, a trecut în altă sferă, este alt animal linia asta. Dacă mai adaug un miliard de puncte la linia asta, ce devine? Devine linie. Poți să adaugi ce vrei, dumneata, dacă ești o linie perfectă și te mai perfecționezi și te mai perfecționezi, tot linie rămâi. Nu poți să devii o arie. Ca să devii o arie trebuie să se întâmple un miracol matematic. Miracol matematic, trebuie să ai două dimensiuni.
trebuie o linie să mai fie încă o linie și încă o linie lângă ea și dintr-o dată, dintr-o linie mică sau mare, unidimensională, ai devenit grozav, ai două dimensiuni. Asta e miracol matematic. Și de la asta poți să devii în trei dimensiuni, în volum. Îți trebuie un miracol grozav. Nașterea din nou este ceva de genul ăsta. Cum să devin dintr-un măr pădureț un Ionatan? Eu am cumpărat într-o zi, singura încercarea mea să devin pomicultor, m-am dus într-o zi când s-au vândut pomi de ăștia fructiferi și scria pe ăla piersic și pe ăla caise, mie îmi plac piersic și caise. Și când le-am pus, scria clar pe el acolo, piersic, caise și toate. Le-am pus, după vreun an a apărut o prună. M-am gândit, ori sunt eu făcător de minuni ceva, ori, și m-am uitat bine și am spus pomului ăla, vezi nesimțitule că scrie aici piersică, fă piersici. Păi puteam să-i spun până reînvia Adam și Eva, tot degeaba, pentru că natura pomului ăla era prun, degeaba scria piersică pe el. Adevărul este că adeseori copiii noștri, voi, părinții noștri ne zic creștini, suntem un măr pădureț, dar știți ce am făcut? Atunci am luat niște mere Ionatane și le-am pus și le-am băgat în piuneze în mărul pădureț, mă duc și fac o fotografie și zic că copilul meu este creștin. Păi ca să devii creștin trebuie un miracol grozav. Trebuie să se schimbe complet toată natura omului din interior. Degeaba pun în piuneze piersici și prune, că tot pomul tot ăla este, nu? Îți trebuie un miracol de la Dumnezeu. Să cer naștere din nou nu este ușor, nu înseamnă doar să ridici mâna într-o biserică. Înseamnă să ceri ca Dumnezeul cerurilor să facă o minune matematică grozavă cu tine, să te transforme de la un punct într-o linie și de la o linie într-o suprafață și într-un volum. Minune grozavă, minune mare de tot. Dar ce se întâmplă când se întâmplă minunea asta? Spuneți-mi, ce face copilul ăla de acolo, de sus? Ce face? Trebuie să dau mai mare imagine sau aveți probleme, nu vedeți niciunul? Uite, frate, zice, cântă la vioară, aiurea, eu știu ce face, că eu făceam ce făcea el la vârsta lui. Chinuiește toată casa, asta face. Scârție de se cutremură pereții. Practică. Dar ce practică? Practică vioară. Practică vioară. E adevărat că scârție rău de tot. Dar scârție la vioară. Într-un an, în doi, în trei, scârțitul ăla se va transforma într-un concert. Nu scârție cu o de-asta de hockey. Scârție la vioară. Ăsta la alt crede că joacă tenis. Nu știu cum se joacă tenis, nu așa ceva. Dar practică tenis, nu altceva. Știe ce face. Și într-o zi poți să ajungă un virtuos. Dacă ești măr, Ionatan, ăla de la început, e adevărat că ai mere stricate la ora asta, dar dacă ești curățat și dacă ești îngrijit, vei face cele mai formidabile mere, pentru că natura ta este schimbată. Dacă ești măr pădureț, poți să fii îngrijit până la apusul soarelui și până la apocalipsa. Niciodată nu ai să devii măr Ionatan. Poți să-i ceri Domnului să schimbe natura ta dinăuntru tău. Asta nu este lucru ușor. Mergeam la biserică, și mergeam la biserică să vânez fete. Și eram așa de drăguț. Și tatăl meu era predicator, eram băiatul lui tata. Arătam așa o oaie frumoasă. Dar eram înăuntru un lup care venise la vânat. Știți care este una dintre calitățile animalului ăla? Are sânge rece. Și pui mâna pe el unde stă și e foarte fierbinte. Și zici, ce copil fierbinte pentru Dumnezeu. Îl iei după piatra aia încinsă și îl pui acolo undeva la umbră sau îl pui pe zăpadă și a murit. N-are căldură în el. N-are căldură în el. E un iepure și fie că e la cald, fie că e în zăpadă, ăla generează căldură din el. Este altă dihanie. Este alt animal. Are ceva nou în el. Nu știți ce facem în general? Noi luăm pauză de la necredință adeseori.
Și aia credem că înseamnă credință. Am luat o pauză mică de la necredință. Fiecare dintre noi face așa ceva. M-am dus să văd filmul ăsta, Airplanes, m-am dus cu copiii și în filmul ăsta, Airplanes, avioanele vorbesc. Și vorbesc și se îndrăgostesc unele de altele. Uite așa îți bate inima. 2 ore am luat pauză de la necredință, că vă dați seama că în mod logic nu cred că avioanele se pupă, se îndrăgostesc și îmi cântă serenade sub scară. Dar 2 ore am luat pauză de la necredință și inima ta mi-a tremurat. O lacrimă mi-a căzut în ochi când a fost un moment ăsta mai emotiv acolo. Am participat cu tot sufletul. Dar să știți, când am ieșit în parking apoi, nu m-am dus la primul avion sau la prima mașină și am început să o mângâi și să-i spun cât de frumoasă e și dacă vrea să se căsătorească cu mine. Chiar atât de țigni nu sunt. Adevărat, am luat o pauză de la necredință, dar după aia mi-am venit în fire. Cam asta facem noi adeseori. Luăm o pauză de la necredință, venim în biserică și 2 ore cântăm în față, 2 ore ridicăm mâinile, păi, dar după aia vine luni, nu? Sunt un om normal. Dumnezeu este... Un prieten de-al meu mi-a zis, eu îi dau lui Dumnezeu duminica, el restul să mă lase în pace. Și zicea că e creștinism. Rămăsese aceeași dihanie, fără căldură în el. Naștere din nou înseamnă să devii unul din pomii a fructiferi, câteodată ai viermi, dar ești Ionatan. E ce scrie pe label acolo. Și dacă cumva știi că nu s-a întâmplat nimic în tine, cum știi asta? După o vreme, trebuie să înceapă să iasă caise, să iasă piersici. Dacă iese prună, e problemă. Câteodată piersica are viermi. Asta e problema, câteodată facem lucruri care n-am vrea să le facem. Pavel se întorsese la Dumnezeu. Nu numai că se întorsese la Dumnezeu, devenise un apostol al lui Dumnezeu. A devenit cel mai mare apostol al lui Dumnezeu. Dar el spune câteodată, răul care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și binele care vreau să-l fac, și ce trebuia să strige la faza aia? Trebuia să strige, aleluia! Pentru că vreau să fac binele. Asta este uriașă schimbare. Înainte să mă întorc la Dumnezeu, nu vroiam binele. Mi se întâmpla accidental, dar nu vroiam binele, vroiam răul. Câteodată răul care vroiam să-l fac, nu puteam să-l fac. Și din greșeală mai făceam cât un bine. Dar nu vroiam binele, vroiam răul. Pavel acum este un măr Ionatan. Vrea binele, câteodată însă nu poate să-l facă. Nu vrea răul. Și câteodată asta e tot ce face. Este o natură nouă, este un om nou. Trebuie neapărat să vezi schimbările astea în viață la un moment dat. Dar nu vă dezamăgiți dacă vedeți și căderi. Cele mai mari căderi eu le-am avut după botez, nu înainte de botez. Și câteodată m-am gândit, sunt întors la Dumnezeu, odată am crezut că sunt anticrist. După aia m-am gândit, sunt prea prost ca să fiu anticrist, ăla trebuie să fie mult mai deștept decât mine. Așa că am fost foarte liniștit în privința asta, nu mai sunt eu anticrist. Aveam vreo 19 ani la faza aia. Trebuie să aveți răbdare cu voi înșivă. Durează o vreme până crește mărul ăla, până dă un fruct și când iese un măr, chiar dacă are niște viermi în el, spune că pomicultorul nostru va tăia, va curăța și nu se va lăsa până nu iese ceva. Dar dacă sunt măr pădureți, singurul lucru care poți să faci e să tai. Frate Andrei, mai avem multe întrebări. Mai mergem? Când vă săturați, îmi spune și ne oprim. Eu aș propune să mai avem vreo 7 întrebări din câte le contabilizez eu și să vedem cum ne încadrăm. O întrebare care aș vrea să o pun, chiar dacă a trecut un pic subiectul, dar cred că e necesară. Radu, asta era pentru mine. Întreabă-te, rog, dacă este diferență între anxietate cauzată de provocările vieții și atacurile de panică. Care sunt semnele, dacă ne puteți întreba, dacă e diferență între anxietate cauzată de provocările vieții și atacurile de panică, care sunt semnele? Întrebare din partea... Când știi că ai anxiety provocată de niște probleme care le ai, ele nu sunt atacuri de panică, pentru că atacurile de panică n-au motiv. Nu pot să spun motivul care e.
Noi am avut și oameni în vârstă și copil mititel de 12 ani care avea panic attack, avea atacuri de panică, dar nu putea să știe, nu puteai să-l întrebi cu privire la ce ești îngrijorat, cu privire la ce ți-e frică. Dacă știi, dai îngrijorări și îngrijorări grozave care nu te lasă să dormi noaptea din pricina la problema asta și din pricina problema asta și din pricina problema asta, asta este cu totul altceva. Într-adevăr, măcar acolo poți să pui mâna pe lucrurile ăla. Atacuri de panică de-astea cu adevărat care n-au motivație sunt foarte, foarte greu de înlăturat. Foarte greu de înlăturat. Trebuie cineva să vorbească cu tine în continuu, cineva să te încurajeze, cineva să te poarte prin tunelul ăsta de întuneric în care umbli și poate să fie cauzate de lucruri multiple. Poate să fie cauzate de părinții tăi, poate să fie cauzate de lucrurile tale proprii, poate să fie cauzate de când a intrat în ocultism, poate să fie cauzate că părinții te au intrat în niște probleme serioase. Spune în Scriptură, păcatele părinților se transmit genetic, se transmit de la, nu genetic, se transmit spiritual, de la o generație la alta până la a treia sau a patra generație. Poate să fie afectat de lucrurile astea. Din pricina asta, oamenii foarte înțelepți, când s-au întors la Dumnezeu cu fața, când s-au căit de păcatele lor și de păcatele părinților lor. Daniel spune lucrul acesta. Și cere iertare lui Dumnezeu de păcatele lui și de păcatele poporului și de păcatele părinților lui. Știa cumva de unde îi se trag unele lucruri. Dar foarte, foarte dificil de ieșit din lucrul ăsta. Care e cauza, oarecum legat, care e cauza depresiei la tineri creștini? Putem vorbi de o cauză? Este o epidemie în privința asta și ceva absolut neobișnuit în istorie. De obicei, oamenii bătrâni cădeau în depresie din pricina fricii de bătrânețe, din pricina fricii că n-au pensie, din pricina fricii că nu știau dacă o să fie respinși. Un părinte totdeauna la bătrânețe are frica să fie înlăturat, să fie înlăturat din viața copilului, copilul să nu-i mai ceară sfatul, să fie lepădat undeva la margine. Frica asta este de înțeles. Dar acum sunt atacuri grozave de depresie în cei tineri care zice că prin tinerețea lor trebuie să fie instinctiv optimiști și să se lupte cu viața. Sunt mulți, mulți tineri care s-au predat. Pur și simplu au pus umărul jos și se lasă bătuți năpraznic de orice fel de duc de-asta de depresie. N-au arme, n-au ajutor, n-au... Este o epidemie de sinucideri. Sunt din ce în ce mai multe atacuri de-astea demonice la copiii noștri. A zice, una dintre vine o părinții, o mare parte din vine o are persoana însăși. Și de ieșit din așa ceva, zice Iisus, unele lucruri nu se pot rezolva decât cu post și cu rugăciune. Și asta e mai mult decât numai post și rugăciune. Asta, până asta Hristos spune, unele lucruri nu se pot rezolva decât prin luptă năpraznică. Luptă năpraznică. A venit odată un tată și am vorbit cu el și se plângea grozav de fiica lui care a luat o raznă. Și zic, și ce ai făcut pentru asta? Păi ce pot să fac, că nu mă ascultă deloc. Păi zic, văd că ești destul de rotunjel așa aici. De ce mai mănânci? Păi zic, cum adică de ce mănânc? Păi zic, ai putea să postești 3 săptămâni și să strigi înainte la Dumnezeu până devii un schelet în casă. Măcar copilul tău va vedea că e foarte în serios lucrul ăsta. Cineva trebuie să se lupte pentru fata asta ta, nu? Cine să se lupte? Eu? Cine să se lupte? Profesorii de la școală? Cine să se lupte? Foarte puțini oameni se luptă. Copilul însuși nu se mai poate lupta. Pe mine m-a ținut în picioare, în timpuri dificile, faptul că am știut și am simțit rugăciunile unor oameni care m-au ținut de 3 ori pe zi se rugau pentru mine și pentru casa mea. M-aș fi prăbușit de sute de ori până acum fără ajutorul ăsta. Într-o zi, sora de la New York care se ruga pentru mine a murit și am știut că mi s-a dus un suport grozav în viață. Am fost în București acum 18 ani și la adunarea din Basarab, la sfârșitul bisericii, m-a așteptat un om în vârstă, avea vreo 75 de ani și m-a sărutat și mi-a zis, de atâția și de atâția ani te aștept. Și spune, martor mi-e Dumnezeu că până voi muri,
mă voi ruga pentru tine. Și în momentul ăla mi-a dat careva, mi-a zis pace și nu știu ce mi-a zis și când să mă întorc, dispăruse, înmulțimea s-a dus undeva pe stradă. Niciodată n-am știut cum îl cheamă, niciodată n-am știut cine este. Peste vreo 8 ani, în mijlocul nopții, m-am trezit în sudori, am știut, mi-a dispărut un pilon din viața mea, unul care mă ținea în picioare, omul ăla a trecut la Dumnezeu și mi-a dispărut un ajutor. Copiii noștri adeseori se împiedică și cad din pricină că nu sunt susținuți de cineva. Dacă găsești pentru copilul tău un om care să se roage cu lacrimi și cu strigăte la Dumnezeu, i-ai găsit o comoară de fără preț. Pe băiatul meu, când a avut 13 ani, am zis că nu-i fac niciun cadou și fac toate cadourile. I-am zis, te iau și te duc la oamenii care au cancer terminal în biserică, erau vreo 4 familii, 4 oameni, și știu că ei vor muri în următoarele 6 luni, și te duc la ei să-ți povestească viața lor. Și l-am dus la fratele Seceanu și fratele Seceanu, care a fost conducător de orchestră și de cor, și a povestit, fratele Seceanu a murit acum 3 zile. Și a povestit lui despre viața cu Dumnezeu și a povestit despre asta și a povestit. Și după aia am rugat pe fratele Seceanu să-și pună mâinile peste el, să se roage peste el. Și fratele Seceanu a zis, așa cum este Dumnezeu viu, până în ziua când eu voi muri, eu mă voi ruga pentru tine. Și l-am dus la sora Magda Panaitescu, care era bolnavă la pat și nu se putea ridica și făcea evanghelizare pe telefon la toate neamurile și ne zicea ea, nu pot să mă refuze nimeni, că eu sunt pe moarte și nimeni nu mă închide telefonul, că evanghelizez pe toți care niciodată n-au vrut să mă asculte toată viața, s-au întors verișori, s-au întors unchi la Dumnezeu în perioada aia de vreo 2 ani de zile cât a ținut cancerul. Și a povestit lui Luca, al meu, de una și de alta și a pus mâinile peste el și s-a rugat. La sfârșitul zilei el mi-a zis, Tată, orice fel de cadou mi-ai fi făcut, n-ai fi putut să-mi dai ce am primit în ziua de astăzi. Căutați pentru copiii voștri pe cineva care să se bată. Un boxer de la spiritual care să se lupte, care să strige, care să stea pe genunchi, care să postească, care să plângă și copiii voștri vor căpăta ajutor. Schimbăm registru. Ce părere aveți despre folosirea machiajului, colorarea unghiilor și alte tehnici de înfrumusețare? Niciodată nu mi-am făcut machiaj, vă spun. Așa că sunt complet afon în privința asta. E adevărat, când aveam vreo 16 ani, am prins ceva de la sora mea și mi-am făcut buzele, dar n-a durat mult că am căpătat o scatoalcă peste ceafă de mi-a trecut cheful de făcut buze sau ochi. Și de atunci înainte nu m-am mai atins de machiaj, Dumnezeu mi-e martor. În privința asta întrebați un afon. Dar, totuși, sunt de 2 ori afon din cauza că n-am decât băieți. Sunt de 3 ori afon din cauza că Cici nu prea folosește așa ceva. Ați întrebat o familie de afoni cu privire la treaba asta. Dar, totuși am văzut, am condus multe grupe de tineret și au fost fete și... Că toate este de înțeles că o fată vrea să arate nițel diferit decât cum crede că arată. În general este un pic de problemă de identitate, este un pic de problemă de cochetărie, poate să fie o chestie foarte nevinovată, poate să fie o încercare. Știu, aveam un prieten și fata lui, de câte ori scăpa de sub control, se ducea și se îmbrăca cu... Ea atâta era. Se îmbrăca cu rochia de mireasă a lui maică sa, care i-a târnat până la ieșirea din cameră și o găsea înecată în rochia aia, nu știa cum să mai iasă din ea, de sute de ori. La ziua anunții ei, că am fost invitat la nuntă, i-am zis, în sfârșit, te-ai îmbrăcat legal cu rochia de mireasă, că până acum ai tot furat-o de la maică ta. Există ceva într-o fată care vrea cumva, poate să ascundă un mic defect? Fetele n-au defect. Nu există fată care să aibă defect. Există băieți care se uită cruciși. Asta e tot. Dacă s-ar uita cum trebuie, ar vedea că nu are defect. Este o istorie cu Mahmud, care o iubea pe Leila și o iubea așa de tare și Leila a dispărut. Și Mahmud a plâns și a plâns până râuri de lacrimi și a ajuns la,
la urechile sultanului și cumva sultanul a vrut să știe ce cu omul ăsta, cine e Leila asta lui, el are atâtea femei în haremul ăla și nu plânge după niciuna. Ce cu... Și l-a chemat pe ăsta și a zis, ce plângi ca un tântălău, du-te după găsire. Nu, dumneata, nu știi Leila asta mea, să-ți vezi cum era și ce... I s-a urcat tensiunea lui sultanului, măi, dar cine a trimis toată armata să o caute pe ființa asta, să vadă cine e asta, că în haremul lui nu are niciuna de genul ăsta, să plângă după ea în halul ăsta. Și a găsit-o într-o zi și a adus-o înăuntru. Și era așa un pic arsă pe față și era așa slăbuță și era... S-a uitat la ea și a zis, ce-i cu tine? Ce-i cu... Asta este una obișnuită. Și Mahmud i-a zis, ca să vezi frumusețea lui Leila, trebuie neapărat să ai ochii lui Mahmud, altfel nu poți să vezi. Așa că fetele cu machiaj sau fără machiaj, toate sunt absolut perfecte, făcute de Dumnezeu. Dacă vezi una imperfectă, te duci repede, că aveți asigurare medicală, nu? Și te duci și îți faci un control de ochi, îți mai schimbi ochelarii și probabil că ai să vezi cum trebuie mai târziu. Mulțumim! O să fiu fair play cu tot ce am primit, să vă citesc toate întrebările, de aceea poate unele sunt off the record, dar să fiu fair play cu ce am primit. Dar haideți totul să revenim la două întrebări oarecum asemănătoare. Sau nu? Hai să o ducem și pe asta. Care este părerea dumneavoastră cu privire la portarea baticului la fete necăsătorite, respectiv la femei căsătorite? Considerați că e un lucru obligatoriu? Și mie mi-ar putea place să port un batic, dar nu mă lasă la biserică. Sunt unele lucruri care sunt de, să zic, de ordinea unor grupări de oameni. Nimeni nu intră în cer dacă are batic, nimeni nu iese din paradis dacă nu are batic. Dar fiecare grupare de oameni are anumite reguli, după cum fiecare casă are anumite reguli. Dacă în biserică, într-o zi, fratele Marcu Nichifor s-a dus să predice la două biserici. Și s-a dus dimineața la Biserica Baptistă și la Biserica Baptistă s-a dus așa, cum mă duc eu acum. Și fratele a zis, nu poți așa, nu. Nu, s-a dus foarte bine îmbrăcat, s-a dus cu cravată, cu tot. A zis, la noi nu mergem cu cravată, că te împopoțonezi. Ești împopoțonat și nu e un act de smerenie. Și a dat, în sfârșit, a dat jos cravata. Și apoi a știut, când mă duc diseară la frații penticostali, nu mă duc cu cravată nici dacă mă tai capul. Când a ajuns acolo, i-au zis, frate, ești așa o lipsă de respect pentru Domnul și pentru casa Domnului, trebuie să ai cravată. Și Marcu Nichifor era un ăsta, un tip, dintr-o bucată, avea tot felul de explozii de-astea. Și atunci a zis, foarte bine, zice, dați-mi o cravată. Și s-a dus și a pus cravata pe microfon și a zis, cravată, predică tu la oamenii ăștia, eu mă duc acasă. Și a ieșit pe ușă și s-a dus drept acasă. Nu intri în cer, nu scapi din cer dacă ai batic sau nu ai batic. Dar dacă o grupare de oameni are o anumită regulă, pentru ce să nu țin? La mine în biserică, dacă s-ar cere la toți bărbații să poarte batic, eu port batic. De ce să nu port batic? Dacă gruparea aia de oameni îmi cer mie să viu cu cravată la biserică, viu, noroc că nu-mi cer, că mă deranjează groaznic cravată. Dar dacă mi-ar cere, m-aș duce cu cravată. De dragul frate, de ce să nu mă duc? Dacă fata aia i-a zis famenului care nu vrea să se coboare în râul Iordan să se vindece de lepră, dacă prorocul ți-ar fi cerut ceva greu, dacă ți-ar zis să sar cu capul în jos de pe un pod, nu făceai? Ți-a cerut ceva ușor. Dacă biserica ți-ar cere ceva foarte greu, cine știe ce să-și ceară? Să-ți faci, eu știu ce... Da-ți, dacă își cere batic, n-ai batic. Dacă își cere să n-ai batic, n-ai batic. Câteodată ne cramponăm de niște lucruri care absolut n-au nicio importanță. Dar știți ce facem? Dăm vina pe conducători. Zicem, biserica noastră este foarte conservativă, este legalistă, este... avem o groază de termeni teologici, vrea să avem cu batic. Și baticul, spune, nu este important. Păi dacă nu e important, de ce nu-l pui în cap? Mi se pare că e grozav de important de vreme ce nu-l pui în cap și mai bine pierzi biserica decât să pui batic. Nu pentru conducător este important, pentru tine e foarte important, văd.
Mulțumim. Nu o să mai primim întrebări pentru că am multe întrebări care poate trebuie răspunse. Putem să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea un semn în diferite decizii? Acum două zile am fost invitat la masă și la masă acolo unde era o familie. El era neamț și ea era din Moldova și mi-a povestit cum i-a legat Dumnezeu pe ei. Doamne, am ascultat. În timp ce ea povestea, erau căsătoriți de 20 de ani. El se uita la ea așa cum se uită un ortodox la icoana Fecioarei Maria și așa îi curgeau, așa îi lăcrima ochii. Era un om grozav, neamțul ăla. Și el era misionar, venea de 4 ori în România pe vremea lui Ceaușescu, sau nu știu pe ce vreme era, și aducea Biblie, aducea nu știu ce aducea. Și într-o zi s-au nimerit în casa aia unde eram invitat la masă, s-au nimerit să fie amândoi. Și el i-a făcut un compliment, ei erau mulți, nu erau numai doi. Și la un moment dat i-a zis, știi ce e târziu, nu te duc acasă cu autobuzul, e noapte, te duc eu că avem mașină, te duc eu până acasă, i-a zis da. Și apoi la sfârșit a întrebat-o, pot să te invit a doua zi? Și i-a zis să mă gândesc, a doua zi urmă iar să întâlnesc în familie. Și ea a pus înaintea lui Dumnezeu, a pus trei semne și a zis, dacă El îmi va cere că mă duce cu mașina a doua zi să mă vadă, este un semn. Dacă a doua zi când mă vede, îmi va spune că vrea să mă vadă a treia oară, este un semn. Și dacă după ce ne despărțim mai târziu, El începe să-mi scrie, este al treilea semn. Și a doua zi, după ce s-a văzut, el a zis, aș putea să te mai văd încă o dată. Și a zis, două din trei. Și a zis, da, și l-a scos imediat, zice, o să fiu plecat o vreme, dar ți-am scris o scrisoare. Era deja trei semne, până la sfârșitul la 24 de ore, și i-a zis, atunci am știut că omul ăsta este pentru mine, pot să cer un semn de la Dumnezeu, pot să cer. Este și foarte riscant. Eu am văzut pe sora aia, era o femeie complet devotată lui Dumnezeu, o fată tânără care ardea pentru Dumnezeu, care lucra pentru Dumnezeu, care își luase riscuri pentru Dumnezeu, care sacrificase viața și tinerețea pentru Dumnezeu, care pe ea n-a luat-o nimeni de mână, n-a sărutat-o, nu s-a plimbat cu alții. Era o perlă. Un om ca asta poate să-i ceară lui Dumnezeu și luna de pe cer, nu un semn. Dar dacă toată viața mea am stat cu spatele la Dumnezeu și după aia am intrat în panică că nu știu dacă Marcel e bun sau nu și cer lui Dumnezeu să-mi dea trei semne, e posibil să primești trei prostii. Iar a zice depinde de cine cere și cum cere semne de la Dumnezeu. Bun. Ne putem ruga în vederea căsătoriei special pentru o anumită persoană? Adică să-i cer Domnului pe o persoană anume, cu nume și prenume. Dacă acea persoană nu simte la fel, e un răspuns negativ sau un mai așteaptă? Cel mai apropiat prieten al meu, fratele Niță, cu care mă rog diminețile pe la 5:30, om de rugăciune puternic de tot, el s-a căsătorit la 45 de ani sau ceva de genul ăsta. Pe la 30 de ani, el i-a făcut o listă lui Dumnezeu. Apropo de asta, el se ruga la 25 de ani pentru soția lui, se ruga pentru copiii care îi va da Dumnezeu cu soția lui, se ruga pentru nevestele băieților, cumva știa că va avea băieți, nevestele băieților, fiilor lui, când îi va avea, și se ruga foarte puternic înaintea lui Dumnezeu pentru asta. Și atunci a făcut o listă și a zis, aș vrea ca pe soția mea să o cheme ceva ca Maria, aș vrea să aibă ochii albaștri, a făcut o listă întreagă lui Dumnezeu așa frumos. Și după aia a tot lucrat în lucrarea lui Dumnezeu cu sacrificiu, cu devotament și la 44 de ani a luat legătura cu o fată din Ucraina, nu știu pentru cineva, avea numele ăla, avea ochii albaștri. S-a decis ea fără să-l vadă vreodată, să vină din Ucraina pe coasta de vest. El era
un pârlit, n-avea nimic, n-avea nici mașină, n-avea... De-abia venise și el de vreo 6 luni. I-a plătit cineva autobus să ducă până în San Francisco să o aștepte la aeroport. Așteptat-o la aeroport, s-a văzut pentru prima oară, i-a cazat o familie, separat, bineînțeles, de la biserică. Și în biserica din San Francisco, în duminica aia, nu era program de nuntă, dar dacă ei trebuia să căsătorească, au suspendat programul și o soră din biserică i-a împrumutat femeia acelea în rochea de nuntă și s-au căsătorit. Și aici doi străini s-au luat de mână și au venit înapoi în Oregon. E una din cele mai perfecte căsătorii pe care le știu. Au băieți, au și o fată. Este un om care continuă să se roage pentru copiii lui și se uită unul la altul ca Romeo și Julieta, la vârsta de 70 de ani a lui. Are forță mai mare decât am eu. Noi îl numim James Bond. Este un tip care a trecut granița pe vremea lui Ceaușescu și a fugit împreună cu un prieten și prietenul lui în Italia a plâns grozav că și-a lăsat familia acolo. Și el s-a rugat și s-a dus înapoi și a trecut granița înapoi în România, ilegal iar, s-a dus la Timișoara și a luat familia lui ăla cu 6 copii și a trecut granița cu 6 copii cu el, cu ei, și după aia a mai făcut chestia asta de câteva... Într-o zi a venit grupa de tineri de la San Francisco și m-au rugat, zice, arată-mi-l pe ăla care e James Bond. Era un om mititel așa, avea niște ochelari groși așa, avea un pic de barbă, nu avea păr. Acum m-a sunat acolo pe celular când a început în biserică, este o forță. Și era un om care a cerut de la Dumnezeu o anumită soție. De ce să nu ceri? Cum să nu? A venit cineva la mine într-o zi și mi-a zis, o iubesc pe fata asta și ea nu-i pasă de mine. Și zic, și ce face? Păi ce să fac? Păi zic, dacă te lași pe cuba și ești un tantalou. Pentru o fată te lupți. Te zbați, merită ceva fata asta sau nu? Păi atunci luptă-te, te zbați, postești, te rogi, vorbești cu părinții, te împrietenești cu maică-sa, îi trimiți flori, îi trimiți flori în fiecare săptămână, îi trimiți lui taică-su, ce-i place lui taică-su? E mecanic, îi trimiți sculă, te duci și îi spui că ai o mașină stricată și îți trebuie sfaturile lui și cei care muncesc împreună și rup pâinea împreună devin prieteni. Nu trebuie să te îndrăgostești de ea, îndrăgostește de părinții ei și atunci să vezi, luptă-te, bate-te pentru ea. Unde ajung căsătoriile făcute în Domnul să se termine prin divorț? În general se întâmplă asta din pricină că unul sau amândoi n-am învățat prima regulă în căsătorie. Eu am fost în casa unui geniu cu Vorbland, am fost în casa la unul dintre cei mai mari fizicieni care erau în lume la ora aia la Princeton. Era un bărbat înalt, blond, frumos, geniu, profesor de catedră de fizică și un geniu în America. Și vorbirea mi-a zis să fii foarte atent cum se comportă el cu soția lui. Și m-am dus și la un moment dat soția lui a fost adusă pe scări din cauza că avea o boală care îi îndoise mâinile și era așa și stătea pe un scaun de ăsta cu rotile. Și m-am întrebat ce s-a fi întâmplat cu ea după căsătorie. Și el mi-a zis, așa a fost, vorbirea mi-a zis, așa a fost înainte de căsătorie. Omul ăsta când s-a căsătorit, noi vrem să ne căsătorim ca să fim noi fericiți. Omul ăsta când s-a căsătorit a zis, pe care fată din biserică aș putea să o fac eu grozav de fericită. Nu s-a gândit cine să mă facă pe mine fericit. A zis, pe cine aș putea eu să fericesc? A zis, dacă o iau pe fata aia, pe fata aia nimeni nu o va lua vreodată. Dacă eu o voi lua pe fata aia, o voi ferici pe ea. Și erau căsătoriți de 15 ani și se purta cu ea, parcă era regina Angliei, așa cu o gingășie și cu o iubire față de ea. Acum era un om neobișnuit ăsta, nu toți pot să facă așa ceva. Dar regula este asta, când te căsătorești, trebuie să te căsătorești pentru celălalt, nu pentru tine. Noi ne căsătorim pentru noi. Și atunci suntem doi egoiști, care eram egoiști înainte și acum suntem egoiști împreună. Și doi egoiști împreună nu pot să rămână împreună prea mult timp. Măcar unul din ei trebuie să învețe să-l iubească pe celălalt pentru el, nu pentru sine însuși.
Până mai am un pic de baterie, o întrebare filozofică. Dacă în cer nu exista păcat, cum s-a născut păcatul de mândrie în Lucifer când a vrut să ajungă ca Dumnezeu? Sunt foarte puține lucruri scrise despre asta în Biblie. Dar în totalitatea Bibliei și din relația pe care Dumnezeu o stabilește cu noi și cu îngerii, poți să întrezărești anumite lucruri. Cum de Lucifer a avut puterea să vrea altceva decât Dumnezeu? A avut puterea să vrea altceva decât Dumnezeu din pricina faptului că Dumnezeu a lăsat ca și noi omul și anumiți îngeri ai lui să aibă voință proprie. Mai ales în privința omului, Dumnezeu a lăsat ca să avem voință proprie, să avem voie să vrem altceva. Lucrurile astea sunt ascunse cumva în întunericul istoriei și de ce a vrut Lucifer altceva. Uite, eu am văzut un film, dacă vreți să vedeți Evanghelia lui Lucifer, căutați un film, se cheamă Truman Story, îl găsiți pe internet. Istoria lui Truman. Este istoria unui om care, de când era în pântecele mamei, a fost băgat într-un show și a fost filmat 24 de ore și pus pe un canal și un oraș întreg construit numai pentru el, numai pentru el. Și un oraș perfect, toți sunt actori acolo, în afară de el, care nu știe. Toți, de când e mic și se uită, lumea vine acasă și se uită o oră ce face Truman astăzi, cum se spală pe dinți, cum se duce la culcare, cum se scoală, cum se duce la școală, cum crește, cum s-a lovit la genunchi, cum merge cu bici. Tot, autobuzele, tot în orașul este absolut perfect. Nu e frig, nu e cald, nu este prea întuneric, nu este prea lumină. Este luminat de niște sori de sus, nu știe că e numai un soare, de fapt, nu știu cât. Este perfect, are un fel de mare în față, e uriaș, are așa pe vreo 100 de mile, așa. Și într-o zi îl băgă de seamă că ceva nu e în regulă. Într-o zi a căzut o lampă din cer, drept în jos. O lampă de aia mare. Nu înțelegea de unde a căzut asta. Și din ce în ce a suspectat că ceva nu e regizat acolo. Totul era perfect. Și a ajuns până la urmă la zid, la capăt, la o ușă. Și a deschis ușa. Și când a deschis ușa s-a auzit o voce de sus, regizorul. Și a zis, Truman, nu pleca. Afară tu nu știi ce este afară. Afară este întuneric și este răutate, este frig, este viol. Tu habar n-ai ce este afară, eu te-am văzut de când nu erai născut, eu te-am văzut făcând primul pas, spunând primul cuvânt. Aici este totul perfect, pentru era un mic paradis. Și Truman s-a întors și a zis, e adevărat, toate astea sunt adevărate, dar afară am ceva care n-am înăuntru, am libertate. Afară pot să fiu liber, aici trebuie să fiu sub regia ta. Nu i-a zis toate astea, dar i-a zis I'll tell you goodbye and see you later. Și am văzut filmul ăsta și după aia m-am dus și m-am așezat pe bancă și m-am gândit, într-o zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi ajunge și eu în paradis. Și ajung într-un loc perfect, n-are 100 de mile, are 100 de miliarde de mile, cât vreți voi să aibă. Dar acolo, sub tutela regizorului, toate lucrurile sunt frumoase, străzile de aur, toate, nu e frig, nu e ploaie, nu e foame, așa cum scrie la Apocalipsa. Cum știu eu că eu, într-o zi, nu-i vă zice regizorului, vreau afară, afară e libertate. Lucifer a vrut libertate de Dumnezeu mai mult decât să fie Dumnezeu. Cea mai mare dorință a unei ființe este dorința de libertate în afară de o alta, una singură. O singură lucru este mai tare decât dorința de libertate într-un om sau într-un înger. Știți ce e? Spune, dragostea este mai tare decât moartea. Dacă vrei să fii al lui Hristos, trebuie să existe iubire față de Dumnezeu, altfel vine ziua acum sau peste 600 de miliarde de ani, când te saturi de munții de pilaf, de străzile de aur și de faptul că Dumnezeu este în absolut control tot timpul. Și ca Lucifer îi vei spune mai bine afară decât înăuntru. Dar Dumnezeu a creat biserica și biserica lui Hristos a creat-o în suferință și nu i-a dat ce a vrut și n-a pus-o în lucrurile cele mai bune și a pus-o pe marginea prăpăstiei și a pus-o sub teroare și sub torturi și sub persecuție și i-a dat brânci să iasă afară. A zis cum i-a zis lui Petru și lui Ioan,
tu nu vrei să pleci? Uite ușa acolo. Și cel care îl iubește pe Hristos îi spune, unde să plec? La tine sunt cuvintele vieții, de la tine nu pot să plec. Am știut pe banca aia, eu am ceva care Lucifer nu are. Eu am iubire față de Hristos, iubirea este un lanț pe care nu se mai poate rupe vreodată. Și știu că nu mă pot lepăda de Hristos din pricina iubirii. N-aș avea asta într-o zi mă lepăd. Da. Le citesc repede și poate le luăm pe fiecare. Am spus că nu mai primim întrebări pentru că mai sunt 4-5 chiar. Ați mai avut căderi în drumul de creștin? Dacă da, cum ați găsit înapoi calea spre Dumnezeu? Și legat de întrebarea aceasta, atunci când iei decizii greșite, care știi că au consecințe mai apoi, cum găsești calea înapoi spre ceea ce știi în adâncul tău că e bine? Da, am făcut foarte multe greșeli în viață. Deci n-am omorât pe nimeni, este adevărat, n-am spart casa nimănui, dar am făcut multe, multe greșeli în viață. În general n-am găsit eu drumul înapoi, a fost Hristos care m-a găsit pe mine și m-a tras înapoi. M-a scos din diferite gropi unde am căzut. Am avut cumva harul ca de fiecare dată păstorul cel bun să umble după oaia care era rătăcită și cumva să mă găsească înapoi. Toate astea fiind spuse, păstorul cel bun apoi pune responsabilitate. Știți cu ce face păstorul cel bun când găsește oaia pierdută? Primul lucru care îl face, îi rupe un picior. Și oaia nu mai poate să meargă și trebuie să stea pe umerii păstorului. Și între el și păstor se creează așa o relație în timpul ăla. Când oaia începe să meargă, nu se mai depărtează de el, s-a obișnuit cu glasul păstorului. Există consecințe în toate lucrurile pe care le facem. Este mai important să înțelegi, mai bine primesc consecințele și întoarce la Dumnezeu decât să refuzi consecințele și să-L pierd pe Dumnezeu. Diferența între Iacov și Esau, amândoi erau răi. Unul era foarte viclean și unul era foarte, foarte carnal. Diferența a fost că unul a primit consecințele și unul n-a primit. Diferența între David și Esau este că amândoi au plâns și amândoi au plâns pentru pocăință, unul n-a găsit-o, unul a găsit-o. Din pricina asta, din pricina că unul a primit consecințele care le-a dat Dumnezeu, îți vor muri 4 fii, celălalt n-a vrut să primească consecințele. Prefer cumva Dumnezeu să mă găsească înapoi din groapă, accept consecințele care mi le dă și merg înainte mână-mână cu eu. Bun, altă întrebare. Cum să te menții încurajat atunci când primești doar răspunsuri negative sau respingeri de la colegii de lucru? Există o abilitate grozav de greu de căpătat, dar foarte, foarte importantă în viață. Este o abilitate care poți să o capeți când ești tânăr, acum la 14 ani. Abilitatea de a sta singur când toată lumea se întoarce cu spatele. Mi-a spus cineva, e foarte greu să copilul meu să meargă la școală fără celular. Știți din ce cauză? Nu din cauza că îi trebuie celularul, din ce cauză? Din cauza că toți au celulare. Și el pare mai prostălău acolo, eu știu ce pare. E foarte greu pentru un tânăr să spună, eu sunt special. Unul dintre învățătorii mei, cei mai grozavi, Bill Gothard, el a avut un moto în tinerețe. A zis, others may, I cannot. Alții pot, eu nu. Alții pot să facă toate astea, eu îmi pun limite. Eu, dacă singur rămân în privința asta, și Dumnezeu a făcut din el probabil cel mai mare învățător de scriptură din toate timpurile. E, a avut un impact la milioane de oameni care au trecut în seminariile alea, inclusiv mie. Dar a fost un om care a știut să stea singur. Este așa ușor să fii cu gloata. E așa ușor să faci o fată să facă ce face celelalte fete. Dar una care se separă într-o gloată de fete erau la seminar, s-a predat chestia asta cu autoritatea părinților și cu influența părinților și cum părintele este o umbrelă și o protecție. Și una dintre fete, una din gloata aia s-a întors către tatăl ei și a zis ce ar fi între mine și tine, semnăm un contract, orice băiat vine la mine, eu îl trimit la tine. Când a spus prietenilor lor, au râs alea de el și de ea și au râs și au bătut joc. Și a venit primul băiat la ea și a cerut-o să meargă undeva la cafea și el a zis, te duci la tatăl meu? Și el a zis, ce idee?
trăznită, nimeni nu mi-a mai zis așa ceva. Dar s-a gândit, Mary, merită orice efort, mă duc la taică-s. Taică-s s-a uitat la el și a zis, în viața ta n-ai să iei pe fata mea nicăieri. Dar știi ce? Decât suntem prieteni și cu ea, ce ar fi să-mi prieteni și cu mine. Și au început ei doi o relație, el îi dădea proiecte de făcut, el le făcea. Dar cum de le făcea? Le făcea pentru că Mary era atât de deosebită decât celelalte. N-ar fi făcut asta pentru niciuna din gloata aialaltă. Alea erau de 3 lei. Mary merita 2 ani de sacrificiu în viața lui. Din cauza că Mary a decis, eu mă separ. Și când s-a separat, pentru unii a devenit ridicolă, pentru ăla a devenit cea mai specială persoană care poate să existe în lumea asta. Ultimele două întrebări. Două am să le comasez, că sunt cam în aceeași direcție. Cum să procedez atunci când sunt în pustie spirituală? Încerc să mă lupt, dar nu am putere. Vreau să mă ridic, dar nu mai reușesc. Și la fel, în același ton, ce faci atunci când starea spirituală s-a răcit și nu poți să te rogi să remediezi situația, fiindcă simți că rugăciunea ta nu este ascultată? Vreau să vă întreb ceva. Care sunt caracteristicile unei jucării? Ați avut jucării, fetițelor? Ați avut păpușă când erați mici? Aia are o fată, o păpușică. Caracteristica păpușii este că păpușa este acolo pentru folosul meu. Nu sunt eu pentru ea, de bună seamă, nu? Ea este făcută pentru mine. Al doilea lucru este că păpușa este cam la cheremul meu. Dacă nu-mi place că este blondă, o vopsesc în negru. Și dacă nu-mi place rochia aia, o îmbracă pantaloni. Și păpușa nu poate să zică nici da, nici nu, face ce zic eu. Este faptul că, al treilea lucru este că eu sunt în complet control și ea este complet dependentă de mine, păpușica aia. Dar știți care este cea mai tare caracteristică a unei păpuși? A unei jucării? Este că fiecare jucărie, la un moment dat, unde ajunge? La gunoi. Fiecare jucărie, la un moment dat, ajunge la gunoi. Înțelegeți asta? La un moment dat schimbi jucăriile și jucăria ta este un Mercedes. Este acolo pentru tine, nu ești tu pentru el. Ești tu în total control. Nu merge aia pe autocontrol singură. E tu decizi când doi. Care este soarta la fiecare jucărie? Ajunge la gunoi. Până la urmă ajunge la gunoi și ți-e altceva. Într-o zi te căsătorești. Și te căsătorești cu o păpușică. Ți-ai luat o altă jucărie. Jucăria aia pentru cine este? Pentru cine este orice jucărie? Pentru mine. Cine este în controlul la fiecare jucărie? Eu sunt. Ale cui chefuri se fac în jucăria aia? Ale mele. Care este soarta fiecărei jucării? Ajunge la un moment dat la gunoi. Într-o zi mă întorc la Dumnezeu. Dumnezeul ăsta al meu trebuie să facă tot ce îi spun eu. Dumnezeul ăsta al meu trebuie să mă servească când zic eu. Dumnezeul ăsta al meu trebuie să danseze, să se îmbrace cum vreau eu. Dumnezeul ăsta al meu este în total control al meu. Dacă nu-mi place de el, mă mut. Nu-mi place de biserica asta, mă la altă biserică. Nu-mi place Dumnezeul ăsta, îmi găsesc alt Dumnezeu. Nu-mi place nici de Dumnezeul ăla, nu mă las și de Dumnezeu și de tot. Devin agnostic, devin unul care este budist, chinez, turc, în sfârșit devin ceva. Ce am găsit? Am găsit o jucărie. Și jucăria asta este în controlul meu. Și care este soarta la fiecare jucărie? Într-o zi, unde ajung jucăriile? La gunoi. Din pricina asta, unii dintre voi veți fi la un moment dat foarte dezamăgiți de faptul că Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni, de faptul că Dumnezeu nu face ce vrem noi, de faptul că Dumnezeu nu mă dezvoltă așa cum vreau eu, de faptul că Dumnezeu nu m-a lăsat să mă căsătoresc cu Marcel, de faptul că Dumnezeu mi-a dat părinți care nu vreau să iau, de faptul că Dumnezeu mi-a dat părinți și nu vreau să am părinți, de faptul că m-am căsătorit cu Maria și nu mai știu cum să scap de ea, de tot felul de lucruri. Și n-am găsit un Dumnezeu care să mă controleze pe mine. Am căutat un Dumnezeu care eu să-L controlez pe El. Și soarta la fiecare jucărie, fie că este o păpușică mică, fie că este un Dumnezeu mare,
este că la un moment dat ajunge la gunoi și unul și celălalt. Din cauza asta că totodată ai decepții de astea cu Dumnezeu și te întorci, n-ai avut niciodată un Dumnezeu, să știi. Un Dumnezeu este unul când tu ești păpușa în mâna Lui. Unul care tu ai fost făcut pentru El, nu El pentru tine. Unul care El este în control la tot ce faci și nu tu. Unul care El, dacă nu-i place că ești blond, te schimbă în brunet și știe fiecare fir de păr care scade din cap. Eu la 19 aveam un păr atâta. Îmi ziceau americanul. Mă, am vrut să păstrez cu tot chipul, dar Dumnezeu este în control, ce să fac? Este un Dumnezeu care mă controlează pe mine. Cu o păpușică n-aș putea să stau niciodată la infinit. Din cauza asta te căsătorești cu cineva și nu te căsătorești cu o ființă. Te căsătorești cu o păpușă și atunci o ajungi la gunoi. Dacă ai fi căsătorit cu o ființă, o păstrai, o țineai la piept, o strângeai, un Dumnezeu care eu îl controlez, mai devreme sau mai târziu îl arunc la gunoi. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Dar un Dumnezeu care mă controlează pe mine, un Dumnezeu care îl lasă mă treacă câteodată prin depresie, îl lasă mă scoate din tunel, îl lasă mă modeleze, trec toate prin o scăciune și îl aștept, e Dumnezeul meu, nu mă pot lepăda, nu am la cine să mă duc. Un Dumnezeu care mă controlează pe mine merită să fie ascultat, merită să fie urmat. O păpușică o arunc la gunoi. De-aia deseori când unul dintre voi să vă duce la părintele lui și vă zice... Eu știu ce mă lepă de Dumnezeu. Atâtea vise am avut și Dumnezeu mi le-a îndeplinit, atâtea rugăciune am făcut și Dumnezeu mi le-a făcut, atâtea dorințe am avut. Știți ce a avut? Nu ați avut niciodată Dumnezeu, nici abar n-aveți, abar n-aveți de Dumnezeu. Ați avut o păpușă foarte drăguță și frumoasă și a fost foarte folositoare o vreme. Care-i soarta la fiecare păpușă? Într-o zi trebuie să o arunci la gunoi. Și dobitoc ești dacă nu arunci la gunoi, iartă-mă de expresie. Unul care are un Dumnezeu care e o păpușă, trebuie într-o zi să crească și să arunce păpușa la gunoi. Nu se poate. Nu se poate să mă joc cu păpușica aia toată viața mea și să o controlez toată viața mea și să o piept în toată viața mea. Sunt ridicol. Hai, ne-am jucat de-a religia o vreme. Dar am crescut mare. Arunc păpușa la gunoi. Dar dacă am găsit un Dumnezeu care El mă controlează pe mine, El îmi spune ceea ce să fac, El mă știe în adâncul ființei mele, știe fiecare fir de păr din cap, când îmi crește și când îmi cade, mă trimite până greutăți și până bucurii, mă trimite până încercări, până lacrimi și până râs și, și știu că sunt în mâna Lui și accept să fiu în mâna Lui. Ăla este un Dumnezeu de care n-ai cum să te lepezi, îl vrei. Dar dacă treci prin situații ca astea, adu-ți aminte că nu Dumnezeu este chelnerul tău să-ți dea și să nu-ți dea ori de câte ori vrei, ori de câte ori nu vrei. Poți să aștepți. Și ultima întrebare. Asta poate ați putea să o tratați și personal. Ce vă face să-L alegeți pe Dumnezeu în defavoarea tot ceea ce oferă lumea? A zice ceva foarte, foarte simplu. Eu sunt un om care îi place foarte tare logica. A venit într-o zi nepotul meu la mine, la 42 de ani, după 25 de ani de credință și mi-a spus, eu nu mai pot să cred în Dumnezeu, am luat un curs la facultate și un profesor cu barba așa lungă și care mi-a zis niște lucruri și acum mă iau după el. Oameni cu cap de găină sunt pe toate străzile, chiar dacă e nepotul meu. Dar... i-am spus după 2 sau 3 ore de conversație și ce nu înțeleg? Nu înțeleg cum de nu plângi în hohote din pricina asta. Nu înțeleg de ce nu te gândești să te duci să te spânzuri sau să-ți tragi un glonț în cap. Pentru că eu, dacă la vârsta asta mea, după ce am cunoscut pe Dumnezeu și după ce am avut toate visele alea despre Dumnezeu și după toate experiențele cu El, după iubirea care am purtat-o, după iubirea care am simțit-o de la El, dacă aș ști că nu mai există Dumnezeu, aș ști absolut sigur lucrul ăsta, aș plânge până aș muri. Aș plânge până nu... De ce aș plânge până aș muri? Aș face moarte de om, aș spânzura. E un dobitoc trăiește știind că nu e Dumnezeu. Și Voltaire a spus asta. Cine nu se... El n-a crezut în Dumnezeu, dar a zis nu sunt destul de deștept să-mi pun o frânghie de gât.
Pentru că n-are niciun fel de sens să trăiesc fără Dumnezeu. Ce să fac? Să muncesc ca să mănânc și să mănânc ca să muncesc? Care e diferența între mine și o maimuță atunci? Între mine și un gândac de la de sub de bucătărie? Și ăla mănâncă ca să câștige și câștigă ca să mănânce. Unde să mă duc dacă nu-i Dumnezeu? Unde să mă duc? Dacă toți dintre voi mi-ați dovedi astăzi negru pe alb că nu există Dumnezeu, foarte bine, unde să mă duc de aici? Când ies pe ușa afară, ce să fac? Voi ce să faceți după ce ați fost într-o biserică o viață întreagă, o tinerețe întreagă și unul cu PhD de la facultate spune, îți dă trei cărți să citești și te-a dat peste cap? Bun, te-a dat peste cap. Și ce faci de aici? Unde te duci? Ce faci? Ce ai să faci? Ai să mănânci ca să te duci la WC-ul să faci treabă mare? Și după aia mănânci iară? Să-ți umpli intestinele? Asta e tot ce vrei să faceți în viață. Ce ai să faci altceva? Ce ai să faci? De-aia nu pot să plec de lângă Dumnezeu. Pentru că când Dumnezeu a dispărut, știți ce a rămas? Vid, nimic. Nici unul dintre cei mai mari atei și filozofi, după care Hitler și-a făcut toată filozofia, a scris, are o carte și scrie despre nebunul care umblă în piață și strigă și urlă, l-am ucis pe Dumnezeu, l-am ucis pe Dumnezeu, Dumnezeu este mort, Dumnezeu este mort. Spune, nu mai există nici sus, nici jos, nici dreapta, nici stânga, nu mai există nici bine, nici rău, nici trecut. Zice, ce o să facem acum, ce o să facem? Cine o să ia locul lui Dumnezeu? Eu trebuie să fiu Dumnezeu, ce să fac? Cineva trebuie să decide ce e sus, ce e jos, ce e bine, ce este rău. Ce am să fac de aici înainte? Și urla și țipa și zicea, lumea din jurul lui râdeau de el, zice, poate Dumnezeu s-a auzit la plimbare, poate a dormit. Și omul urla și țipa, l-am ucis pe Dumnezeu. Unde să mă duc dacă nu este Dumnezeu? Voi când veți pleca într-o zi, vei te duce la părintele tău și vei zice, m-am săturat și de biserică și Dumnezeu și plec. Unde pleci exact? Când au dispărut toate constelațiile și când a dispărut tot universul ăsta și rămâi în mijlocul la vid, la vid sufletesc, la vid intelectual, la vid de trecut și de viitor. Unde-i drept? Unde-i sus? Unde-i jos? Unde-i dreapta? Unde-i stânga? Unde-i... Ce direcție mai ai? Pentru ce să mai trăiești? Un adevărat ateu, îl cred, dacă îmi spune, nu e Dumnezeu, mă duc și mă spânzur. Ăla știu, ăla e băiat deștept. Știe foarte bine că nu mai are sens viața. N-am unde să mă duc de lângă Hristos. Nu mai este nimic în afară. Și odată ce l-am cunoscut pe el, numai din cauza asta scrie în Biblie, cel care a cunoscut pe Dumnezeu și a cunoscut puterile veacului viitor, a avut experiențe și se leapădă, pentru el nu mai există altă șansă din simplu fapt că n-a mai rămas nimic. Restul este totul vid. Nu mai e nimic. Când profesorii voștri de la școală vă vor suci mintea și vă vor spune să vă lăsați de prostia asta cu Dumnezeu, întrebați. Și dacă mă las de Dumnezeu, ce-a mai rămas? Că dumneata peste 3 ani o să fie un cadavru plin de viermi. Nu pot să stau lângă dumneata. Nici lângă mama, nici lângă tata, nici lângă nimic. Unde să mă duc exact dacă nu la Dumnezeu? Ateismul este cea mai mare idioțenie din lume, că ia unui om scopul de a trăi și nu îi dă nimic. Este un piedestal și toată lumea se uită și deasupra nu e nicio statuie. Este un piedestal care scrie, priviți obiectul ăsta de artă, este absolut nimic. Și mulțimi de tântălăi care cu facultăți și cu diplome umblă în jurul la piedestalul ăsta și admiră grozav și scriu cărți grozave despre un nimic. Și se pare unui tânăr că a ajuns grozav de deștept, că s-a lepădat de Dumnezeu și nu știe că din momentul ăsta stă și admiră un cadran unde nu este absolut nimic. Mulțumim frumos pentru lucrarea dumneavoastră. Cred că a fost o seară benefică pentru fiecare dintre noi, pentru sufletele noastre. A slujit fratele Andrei după o zi plină, în seara aceasta, 2 ore, mai bine 2 ore jumătate.
Oboseala nu cred că vă putea cumva să o recompensăm pentru tot ce ați făcut, de aceea apreciem tare mult și vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră. Spuneți-ne un motiv de rugăciune. Mi-ați face un favor imens, imens, dacă știi că sunt aici oameni care cumva s-ar lega înaintea lui Dumnezeu să se roage pentru mine. Să roage pentru mine, să mă țină Dumnezeu tare în fața ispitelor, să roage pentru mine și soția mea, ca să avem iubire unul față de celălalt, să se roage pentru familia mea, pentru băieții mei, ca să cunoască în intimitate pentru Dumnezeu, să strige la Dumnezeu pentru noi. Așa caut, așa cumva, sunt recunoscător când aud pe unul sau pe altul când spune că se roagă pentru mine, știu de ce am stat în picioare. Dacă ați putea, în momentele când vă mai rugați, vă aduceți aminte și de mine și să mai spuneți o vorbă și să mai dați o pilă. Și am nevoie de pile. Dacă mai trimiteți o pilă la Dumnezeu pentru mine și pentru soția mea și pentru copiii mei, nu pot să vă plătesc datoria asta destul. Într-o zi, sora Bințea vindea cărțile fratelui Vurbrand și a venit un tânăr, un american, și a vrut să cumpere un pachet de cărți și a întrebat cât costă. Și a zis, n-ai citit niciodată? Asta zice, nu. Și ce ia-le și hai să vezi cât costă. Și după două săptămâni a primit o scrisoare și a spus, am citit pe nerezuflate cărțile astea și aș vrea să vă spun, nu pot să plătesc cât costă, nu am bani să vă plătesc cât costă. Dar cât am, dau, și am pus un cec de 180.000 de dolari, avea tot ce avea pentru la 5 cărți și a zis, îmi pare rău, niciodată nu voi plăti cât costă cărțile astea. M-au schimbat viața. Așa vă spune și eu vă, dacă vreunul dintre voi, seara sau dimineața, sau când vă rugați, vă aduceți aminte și de mine, și de soția mea, și de copiii mei, niciodată nu o să pot să plătesc înapoi. Mulțumim frumos și putem începe și din seara asta. Vă invit să ne ridicăm. Și aș vrea să rog pe Dani Șerp să încheie seara cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Amin, vă rog să ocupați locurile pentru 2-3 minute, dar nici atât. Încă o dată mulțumim tare mult frate Andrei, mulțumim și familiei că ni l-ați împrumutat. Fratele Andrei e după 18 ani în România.